Doamnelor și domnilor, urmează un material care vă poate afecta emoțional. Pe mine cred că m-a afectat un pic și fizic. Nu 100% sigur că știți că am fost în concediu și ne-am întors acolo, am mâncat foarte bine și ne-am întors, colesterolul ăla bun era sus și ăla rău era jos. Și am zis că să le echilibrăm. Știți, în viață totdeauna e bine să mergi așa, mai pe mijloc. Nu facem excese aici. Și am mâncat o șaormică mică, că s-a deschis o locație nouă aici la noi, în Orășel. Foarte, foarte bună, dar de atunci am un conflict interior așa. Simt, am o bătălie care mă consumă așa. Și acum ar putea să fie două cauze. Clipul ăsta, care urmează noi așa, să-l vedem cu ochile, și șaormica. Nu vreau să zic nimic rău de șaormica, că chiar mi-a plăcut și o să mai... Hei, să purcedem, nu-i așa, la treabă! Iată, priviți aici! Să-i punem în zeghe pe domnii, cei care au trădat și au mințit. QAnon, QAnon de România. QAnon, 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 QAnon de România. Refren a doua oară că n-avem versuri. Hei! Asta este, avem... Avem QAnon în România, excelent! Bun, pentru cei care... N-aveți televizor și nu știți despre ce e vorba în propoziție, vă explic în două cuvinte. QAnon vine de la două cuvinte sau două chestii. Nu sunt două cuvinte, sunt două chestii. Anon înseamnă om care cercetează, care investigează, care nu e așa, nu se lasă înșelat de guvernele mincinoase. Și Q e un level de securitate, un nivel de securitate în armata SUA. Q sunt băieții mai de sus așa. Nu ce mai este, Q, R, P, S, T, T, U, V, știi? Deci Q e destul de sus, ci că are acces la informații despre arme nucleare. Deci, frățioare, top level, adică n-are rost. Deci Q și băiatul ăsta Q posta pe Twitter niște dezvăluiri absolut incendiare, deci absolut, frățioare, devastatoare pentru populație. Și de acolo domnii o lua Q, Anon, știi? Deci de la domnul Q, care avea level Q, deci se înțelege, e foarte simplă discuția. Pe scurt, această organizație QAnon America consideră că America e condusă de niște admiratori ai satanei. Fan clubul satanei, așa. Zic așa că v-am zis, stăm pe mijloc, nu mergem pe creastă așa, nu, nici într-o parte, nici în alta. Deci admiratori ai satanei care sunt pedofili și canibali. Deci practic consumă și agresează sexual copii. Asta face cabala, deci... organizația secretă care conduce America. Practic sunt un fel de cumpărători, vânzători, abuzatori, consumatori de copii. Știi cum erau ăia vânători, culegători? Ăștia au mai multe îndeletniciri. Că practic e și mai complexă societatea. De. Ok. Stați că mi-am pierdut un pic și râde, dar am revin că ne vorbit. Cum am fost în concediu, v-am zis. N-am avut o perioadă destul de lungă. Așa, QAnon în România. Deci noi, practic, avem în țărișoară acum, la momentul la care vorbim, QAnon de România, avem o organizație secretă. Vreau, numai un pic acum am observat, uitați-vă nițel la băiatul ăsta. Cum să stai, mămic, așa la poză? Adică, eu îl scoteam din clip, puneam peste el un steag cu QAnon, știi? Acum am văzut că au și, știi, craniul ăla, frățioare, din... Nu mai știu, că mă lasă memoria, am o vârstă. Era un film, frățioare, cu niște, cu un băiat la care eu, bineînțeles, i-a omorât soția și copiii și el s-a dus și eu mă omoră pe toți. Și avea o geacă cu cranul ăsta, așa. Revenind, uite-te la băiatul ăsta, ce atitudine. Așa, frățioare, revoltat are. Uite ce față. Ok, gata să nu vorbim de rău de om, că nu, e moment. Bun, deci noi avem QAnon de România, nu putem decât să ne bucurăm. Dar nici nu putem să nu remarcăm al dracu că toate prostiile ajung în țara asta, frate. Deci, toate mizerile. Deci avem QAnon de România. Nu știu dacă oamenii achesează la ideea că America e condusă de pedofili, consumatori și admiratori ai satanei, nu știu. Sau consideră că și România face parte din același program, știi? Practic o deveni global. Adică și România e condusă de... Oricum, Iohannis e cunoscut că... Nu e așa, făcea trafic de copii. Glumesc, bineînțeles, să nu o luați de bună. Să nu mă tăiați la montaj. Nu, deci e absolut o minciună ordinară ceea ce se spunea despre... Cred, ai nu 100% sigur, nimic nu e sigur.
Dar asta zic că noi ne-am potrivit mai bine pe profil. Poate de-aia s-o și deschis prima filială în România. Că e un fel de franciză, bănesc. Așa, bun. Ce mai trebuie să remarcați că au pe tricouri un scris pe care scrie VVG1 VGA. Nu-i VGA, deci nu, e where we go one, we go all. Adică unde merge unul, merg toți. Practic un fel de toți pentru unul și unul pentru toți, reinterpretat. Varianta secolului 21. Știi? Așa, bun, VVG, ok. Deci asta e despre Q&A în România. Revenind la discuția de adineaori, că v-am zis, am zis nevorbit și mi-am pierdut șirul ideilor. Să mai întâmple pe parcursul acestui clip. Vă rog să fiți mai îngăduitori decât sunteți de obicei. V-am explicat și de ce, repet. Concediu, relaxare, nevorbit. Okay. Bun. Nu știu de ce nu apar în țărișoara noastră altfel de organizații. De exemplu, de ce nu apare organizația Hai să facem curat ca în Japonia. De ce nu există niște cetățeni să zică, domnule, noi am observat această organizație în Japonia și ne-am gândit că e momentul să deschidem o filială în România. Sau hai să muncim ca în Germania. Deci, noi de ce nu avem organizații de genul ăsta, știi? Sau hai să ne plătim taxele ca în Suedia. De ce nu avem organizații de genul ăsta în țărișoara asta? Hai să facem economii bancare ca în Elveția. De ce noi avem parte numai de nebuni? De ce noi aducem numai prostii în țara asta, frățioare? Numai mizerii. Cum aduc băieții aia tot felul de deșeuri și de chestii care nu se mai pot recicla, le aduc aici să ne distrugă nouă cea mai frumoasă țară din lume, nu are rost povestit. Exact așa, de ce nu vine ceea să aducă ceva frumos în țărișoara asta, frățioare? De ce? Mon frère, cum zicea noi așa poetul. În caz că mai aveți informații, mai aveți nevoie de informații spre QAnon, vă stau la dispoziție. Ce vreau să știți neapărat e că această minunată organizație este de părere că singurul om care putea, că nu mai poate, putea să lupte împotriva pedofililor sataniști canibali era Donald Trump. Acum, dacă îi să mă întrebați pe mine, mă gândesc că și Donald Trump a avut un pic de influență aici sau să punem asta pe seama faptului că la începutul acestei mișcări tweet-urile care nu e așa, adunau 10 vizionări, au fost masiv share-uite și retweet-uite de către Rusia. De către organizații media controlate de Rusia. Parcă nu v-ați fi aștepta, nu? Așa. Oricum, bă, e bine că avem și noi QAnon din România. Ce nu înțeleg totuși, dacă tot vorbim acum, știi? Hai că mi-am mai amintit una. De ce-i corul ăsta așa de virgin aici? Adică eu m-aș fi așteptat când faci un imn pentru o organizație din asta care se luptă cu cabala consumatoare de copii și pedofilă abuzatoare, traficantă de, știi? Deci vânzătoare, cumpărătoare de așa. Import-export. Impex. Aia zic. Pui frățioare, știi, pui acolo un cor de bro. Știi? Ai corul ăsta de virgine. Poate, acum, nu știu că dacă ați observat în clip, îți vă doi bărbați și vă 43 de gospodine. O să pun clip în descriere că e minunat, absolut minunat. Și chiar aș vrea să vă uitați. Mă gândesc că asta e vocea care trage gospodine. Știi? E vocea aia cu, știi? De la ora 5, haideți să facem o budincă de mere. Cea? Prăjitură cu, nu știu, spanac. Asta zic. Și cred că oamenii au făcut un studiu și au constatat că asta e cea mai bună metodă. Aia mă gândesc că altfel n-aveai de ce să pui, repet, corul ăsta de femei tinere și neprihănite care să nu-i așa cânte acest minunat imn. Care bănesc că rolul lui să atragă cetățenii în această mișcare care în plin avânt pe plan mondial. Ok, să trecem la nu-i așa, muzică. Care e un pic cam tare dacă este să mă întrebați pe mine, dar... O bătrână de 90 de ani a fost evitată în ultimul moment de un tir pe o șosea din Galați. Hei, bătrâno! Nu știu dacă nu-i discriminatoriu asta. Tu, bătrâno. Poți să discriminezi oamenii pe vârsta așa? Poți să-i zici tu, bătrâno. Ok, e un fapt. Bine, că și când ești grasule. Tot faptul e că e gras. Poți să-i zici... Băi, bărbatule de 120 de kg, aici nici nu-l rănești, că nu-l faci gras, e doar un fapt absolut, cum să zic eu, cuantificabil, măsurabil. Ai 122 de kg și zic că nu, am 121, mă discriminez. Ok. Stau rău cu vocea, v-am zis că nu-s vorbit.
Mă uitam să dacă am înregistrat, că am mai dat de vreo două ori pornire și nu s-o... Pornește greu instalația. Now watch this, sir. Deci avem, nu-i așa, minunata șosea de la țară cu casele în drum. Bine, stai birt, am înțeles. Ca așa se construiește la noi pe marginea drumului până în drum. Avem una bucată bătrână care trece drumul și una bucată tir care o evită. Eu o să vă mai arăt chestia asta de mai multe ori. Vine tirul. Ta-ta-ra-ta-ra-ra-ra. În momentul ăsta, bătrâna se angajează în trecerea drumului, nu-i așa? Bătrâna și chiar nu vede tirul. Au mai fost niște discuții aici că ziceau că tirul circula cu o viteză mult prea mare pentru, nu-i așa, evitarea oricărui pericol. Da, în fine, femeia își caută moartea, cum se zice la noi la țară aici, se duce să moară, cum ar veni, pur și simplu nu se uită după tirea și că nu l-a văzut. Dar acest tir fiind protejat de Sfântul Lazar, face o manevră, trage tare de volan și intră frățioare într-un gard a unui om. Iată, bătrâna șede puțin, simte ea că s-a întâmplat ceva în jurul dânsei. Ai ști că de la o vârstă reacționezi puțin mai puțin mai încet, așa ești mai liniștit și nu e așa și continuă drumul. Nu se vede în această imagine, clipul să termine într-o secundă. Deci va veni, tir un drum și femeia se duce, foarte drăguț, se duce ea la birt, ea avea treabă la birt. Acum, șoferul a primit o diplomă. Asta e țărișoara în care trăim noi, un om care a evitat o babă. O femeie de 90 de ani, cuantificabil asta zic. Nu jignim pe nimeni. O femeie în vârstă de 90 de ani, deci un șofer care a evitat o femeie de 90 de ani a primit o diplomă. Urmează diplomele pentru evitarea cățeilor, pisicilor și a veverițelor. Asta zic. Deci la noi, frățioare, e o mândrie. Știi? Adică e ceva nemaipomenit. O l-o chema pe ăla și a zis, bă, nu ți s-a mai întâmplat așa ceva în istoria țărișoarei. Ia de aici o diplomă. Bine, omul s-a ales cu tirul spart, ca să înțelegeți că... Singurii care au păgubit aici sunt societatea de asigurări, că bineînțeles că tirul era asigurat. Cred. Că dacă nu era asigurat, se dădea la jos și o bătea pe bătrână. Îi scotea banii, îi lua banii de țuică. Și, din nou, păgubit a fost cetățeanul cu gardul. Dar tu vezi că la țară mai furi un copac, mai iei, mai vin băieții cu două, trei scânduri furate. Deci, nu e chiar așa greu, știi? Deci aia zic, pagube mari nu a fost. Poate un pic la tir. În fine. Femeia foarte revoltată că a zis că de ce tirul era pe drum, deci asta pe ea o deranja. Și că e vina lui că o spar gardul. Nu trebuia să fie acolo, de ce a fost acolo. Ama, trebuie să înțelegeți, eu zic că femeia în etate de 90, baba, cum zice la noi la țară aici, femeia în etate de 90 de ani, e puțin senilare un pic, e dusă. Și în afară de asta, trebuie să simt nevoia să vă explic la țară, altfel să văd lucrurile la țară când ești, tu ai de mers de la tine de acasă până la birt. Practic, tu nu realizezi că treci peste drumul național unde mai sunt oameni, tu ești la tine acasă. În satul tău, să uite ceilalți cetățeni. Deci, e datoria celorlalți cetățeni să te evite că tu ești la tine acasă. Nu știu dacă înțelegi ce vă zic eu. E satul lui. El face regulile acolo. Nu vii tu cu mașina și, știi? Pur și simplu, el trece și tu trebuie să-ți vezi de treabă. Dacă vrei să treci pe acolo, dacă nu, duce până altă parte. Trebuie să respecti regulile locului. Eu aia vă spun și la noi în Vișeu. Eu sunt din Vișeu, nu știu dacă v-am zis. Într-un orășel aici. Din munți. Departe de civilizație. Din nordul sălbatic, cum ar veni aici. Sălbatic și la propriu și la figurat. Așa, la noi, deci mergi pe stradă și vezi un prieten care vine pe contrasens. Oprești, el oprește, dai geam jos și vorbiți. Dacă aveți ceva de vorbit, zic, mai suni, mai... Poate uiți, ei cu treabă, uiți. Oprești în drum, el oprește în drum, dați jos geamul și vorbiți. Restul cetățenilor știu asta. Deci oamenii te ocolesc, ei nu claxonează, nu se enervează. Mai vine un om din ăsta care, repet, n-are ce căuta acolo, că nu-i satul lui. Vine unul, nu știu, dau exemplu, din Cluj. Și începe să claxoneze. Oamenii nu reacționează, că ei nu știu ce să facă când claxonează cineva, că ei au de vorbit. Au zis că nu stau mult, dar zic așa, un minut, două vorbesc și pe aia fiecare își vede de treabă. Ei nu știu ce înseamnă când claxonează cineva în trafic. De-aia vă zic, în caz că veniți la țară aici, în partea asta țării, nu știu cum e în alte zone, dar la noi aici, dacă veniți și doi oameni se opresc pe drum și vedeți că vorbesc. Sau să ceartă, există și posibilitatea să certe, să știți. Deci există posibilitatea. Bă, diverse chestii. Gagici, bani, nu știu.
unul i-a furat la unul ceva, unul l-a bătut pe frasul, nu știu, sunt niște lucruri care, bă, trebuie, cum să zic, trebuie puse la punct. Ei se opresc unul lângă altul și vorbesc, dau jos geamurile și vorbesc. Trebuie să-i deranjați, că oricum, și dacă claxonați, nu se schimbă nimic, că ei nu înțeleg ce înseamnă acel claxon. Nici ăla cu, știi, du-te mai ei sau, și ei nu știu asta. Nu rezolvați nimic așa. Stați frumos, așteptați într-un minut, două oameni termină ce au de vorbit și pleacă. Dacă au mai mult de vorbit, trag mașinile și să duc la o cafea. Dar astea scurte, mesajele scurte, tweet-urile cum ar veni la noi așa, orale, pe asta. Să je reviens la așa. Deci, practic, avem un cetățean care a primit diplomă că nu a călcat o femeie în vârstă de 90 de ani, care traversa, nu e așa, ca la... Fac o mică paranteză aici, că... Cel mai bun titlu din Cațavencu, ever. Nu știu dacă știți ce a fost Cațavencu. Cațavencu a fost un ziar foarte, foarte bun, care din cauza vremurilor a dispărut, dar foarte bun. Un ziar incredibil de bun. Și cel mai bun titlu al lor, ever. Deci, deci pur și simplu, cel mai bun titlu al lor. Niciodată nu a avut un titlu mai bun. A fost când regele Mihai a vrut să intre în țară, a aterizat pe aeroport și Iliescu s-a dus și l-a trimis înapoi de unde a venit. În Elveția, practic. Știi? Și Cațavencu... au născocit, o născut titlul ăsta. Iliescu s-a comportat ca pe pista lui Măsa. Cel mai bun titlu, asta zic, și bătrâna era pe partea ei de drum, n-avea niciun străin. Adică era la ea în sat, nu să, știi? Astea nu se pun. Bun, să trecem la nu-i așa, lucruri mai serioase. Dați așa că fix ce mi-am închis pagina despre care trebuia să vorbim. Redeschide, fila închisă. Ah, ok. Un arădean în vârstă de 65 de ani, stabilit în SUA și care a venit recent în vacanță în țară, a fost spitalizat din cauza infecției cu SARS-CoV-2, tulpina Delta, însă din cauza complicațiilor a decedat. Omul ăsta nu eu vreau să vă contrazic, omul nu a decedat din cauza complicațiilor. Omul a decedat pentru că se afla în România în momentul în care s-a îmbolnăvit. Sau poate veni bolnav, nu o să știm niciodată. Dar omul nu a decedat din cauza complicațiilor, omul a decedat sau... Dacă îi s-o luăm. Și astea zice complicații, că au ajuns la spital în România. În spital în România v-am zis, n-ai șanse să scapi. Deci la noi numai cascadorii se duc la spital. Oamenii care au un tupeu. La noi ar trebui să facă, știți cum e aia, Splash vedete la apă. Este o emisiune acum care e la televiziunea de tristă amintire, la antenă. Știi? Ar trebui să facă o emisiune, zbang, vedete la spital. Aia ar fi, frățioare, ăla ar fi curaj. Te duci și stai în spital o săptămână. Care scapă primești 100.000 de euro. Știi ce zic aia? Și să fie tot felul de probe din astea. Să-ți mai fac o clismă, să mai o radiografie, mai să-ți dă un anestezic. Știi, să treci până în etapele până care treci un om când ajunge în spital în România. Dacă scapă vreo unul, 100.000 de euro. E mai tare ca Survivor. Deci zbang, vedete la spital. Asta ar fi cea mai... Vedete la UPU. Stai în spital 30 de zile, reziști, primești 100.000 de euro. N-ar scăpa niciunul, deci ar rămâne cu banii în DAS, dar ar fi o emisiune incredibilă. Bun, să vă citesc comunicatul, zice așa. Bărbatul stabilit în SUA se afla în vizită de la rude, în județul Arad, și s-a prezentat la spital în data de 6 august cu simptome specifice infecției SARS-CoV-2, având febră, frisoane, transpirație și odinofagie. Acum, je reviens. De ce au oamenii ăștia care scriu știri pasiunea asta? Să ia niște cuvinte, bănuiesc că le iau de la medici, că nu le iau de la mama. Nu întreabă pe Măsa care face mileu, care croșetează mileu și zice, mămică, zi-mi și matale un cuvânt medical aici. Și aia zice, osmoplasmoză. Știi ceva? Sternocleidomastoidean. Măsa, care ți-am zis, croșetează mileu. Aia. Ei, jurnaliști, cetățeni ăștia care fac știrile, iau cuvintele astea de la doctor, care doctorii, ei știu și alte cuvinte. Deci ei știu sinonime la cuvintele astea. Știu ce înseamnă. Ar putea să ne explice pe cuvintele noastre. Dar eu bănesc că în capul doctorului este o revoluție, așa, zice, stai un pic mă frate, păi eu am făcut 7 ani de școală, 7 ani de rezidențiat, 33 de ani de operații în pântuneric ca să dau cuvintele astea simple la toți proștii. Ia mă, luați de aici, să vadă lumea că suntem specialiști, știi? Altfel e când zice un doctor odinofagie, bă, zici să, bă, ăsta știe treabă, ăsta e medic specialist, deci odinofagie, frățioar, nici n-am auzit, ei. Încep să cauți pe telefon. Am căutat-o pentru voi, nu vă mai... Zice așa. Termenul odinofagie indică o afecțiune în care înghițirea declanșară durere sau arsură în gât.
Deci, practic, vă mai citesc o dată fraza pe înțelesul tuturor. Pacientul s-a prezentat la spital având febră, frisoane, transpirații și durere în gât. Știi? Na. Odinofagie. Ce ai avut, mă? Am avut niște odinofagie un pic. Ah, odinofagie ai avut. Da. Ok, bun. Deci, practic, vă repet. Atât am vrut să vă zic din știrile astea două. Ghinionul că omul s-a îmbolnăvit în România. Și iată, nu e așa. A ajuns în spital și a murit. Și doi, frățioare, odinofagie. Ca aia am vrut să vă zic. Odinofagie e cuvântul pe care trebuie să... E cuvântul săptămânii. Ce faci, mă mică? Ia, mă duc să fac un pic de odinofagie acasă. Așa. Video, șofer filmat în timp ce coboară cu mașina pe scări într-un parc din Constanța. Nu știu ce vi se pare, sau ce li se pare cetățenilor, așa de interesant la această filmare. O să opresc sunetul că având în vedere că iau știrea de pe noi așa, Digi24. Mulțumim, Digi, pentru știri. O să-mi apară o reclamă înainte. 6, 5, vă mai țin un pic de vorbă, bla, 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 bla. 2, 1, e, op! Închide anunțul. Gata, am închis anunțul. Este o doamnă care zice tătărătărătătă. Asta v-am zis eu repede. Cu mașina pe scările din parc. Da. Da, așa. Deci, aici. Pa, 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 pa. Nimic ieșit din comun. Deci, absolut nimic ieșit din comun. E un domn care, bă, nu-i s-a rătăcit, s-a parcat într-un loc de unde nu mai putut să iasă. Se întâmplă asta în tenis, să știți. Există situații în viață, parchezi undeva, vine un alt cetățean, bineînțeles. Foarte, cum să vă zic, foarte bine intenționat și foarte atent la nevoile semenilor lui și parchează și tu nu mai poți să ieși din parcare. Și băiatul ăsta acum ori a pierdut un pariu, ori nu mai poate să iasă din parcare, trebuie să coboare pe scări. Ei, frățioare, o explodat zacusca. Deci să vedeți ce râu de înjurături și ce gibon, ce... În afară de asta s-a depus declarație pentru distrugerea scărilor. Acum, iară, nu, eu nu mă pricep foarte mult. Abia, mint, mă pricep un pic. Dar am vrut să dau așa, știi? Bun. Ce vedeți voi aici? Scările astea. Nu le-o rup băiatul ăsta. Scările astea sunt rupte de vreme și de prost și-au fost făcute ele, înțelegi? Iar zic, nu le-o rup băiatul ăsta acum. Scara asta ce puteți să zic că nu a rupt-o el. Dar pentru că așa trăim într-o țară de nebuni, cineva s-a gândit să-l acuze că au rupt scările și, bineînțeles, lucru care mi se pare normal acum, să-i dă o amenduță. Omul a suferit, nu e așa, a fost sancționat prin amendare. Da, vă repet, asta mi se pare normal. Nu faci giumbuș lucruri din astea cu mașina pe scări, că puteai să faci niște lucruri mai grave. Scările nu-ți dă mărți cu mașina, practic. Așa. Am uitat să vă zic, categoria asta de știri pe care o citim acum, e la românisme. E România eternă și constantă. Frumoasă și eternă România. Ok. Un șofer a fost prins circulând cu viteza de 288 de km pe oră pe autostrada A3 Câmpia Turzii din Nădășelu. Hup! Hei, avem record! Să știți că e record, băiatul care era înainte, tot pe aceeași autostradă, 276. 288 de kilometri mi se pare foarte bine. Nu o să vă mai spun că mi se par niște oameni inconștienți. Asta e pur și simplu părerea mea. Ce sper eu din tot sufletul ca cetățenii care fac actele astea de curaj să rămână fără carnet pe viață, asta mi-aș dori eu, ca să înțelegeți. Eu n-am nimic cu oamenii care fac lucrul ăsta. Eu am probleme cu oamenii care ar putea să mă moare pe mine. Cred că înțelegeți conceptul. Cam care e ideea din spatele acestei mișcări. Facem și noi o mișcare națională, nu mă omor. Știi? Deci mișcarea românească, frățioare, nu mă omor. Lasă-mă să trăiesc. Ca și gânda acolo, că eu sunt mic și, știi? Așa, de Farago. De ce mă strângi în pumnul tău? Aia zic. De ce mă omori pe drum? Să ne facem o mișcare. În primul rând, noi nu avem drumuri de 288 de km la oră. Nici măcar autostrăzile pe care le avem noi, autostrăzile noastre nu sunt de 150 de km la oră. Deci eu vă spun asta având în vedere că eu mă duc în concediu numai cu mașina și conduc mii de kilometri pe tot felul de autostrăzi. Noi nu avem drumuri de 150 de km la oră. Noi nu avem mașini, în primul rând, pentru că reareul nostru îi lasă-mă să te las. La noi, frățioare, se duce băiatul la reare, două zile demontează pe mașină, se duce la reare și are reul și două zile montează înapoi. 90% din mașinile care circulă cu viteză pe drum, din mașinile astea teribiliste, 90% frățioare n-ar lua rarul în nicio țară. Nici în Ucraina. Ce e Ucraina, frățioare? În Afganistan. Dacă se aduce acum în Afganistan, n-ar lua rarul numai dacă ar avea un calașnicov la ei. Aia vă zic. Și vă spun asta din perspectiva faptului că vin foarte mulți la noi să le punem folii pe mașini.
nu prea mai prestăm, că nu e un business. Nu e o, cum să vă spun eu, nu e o meserie lucrativă, nu faci bani. E drăguț, e foarte drăguț, dar nu faci bani. Adică, cel puțin la nivelul la care se lucrează aici la noi în zonă, nu prea faci bani. În fine, am înțeles că la Cluj să fac bani, sunt cetățeni care, acum am aflat, plătesc 5.500 de euro să-și pună folii pe mașină. Dar asta e cu totul și tot o altă discuție. Nu ne ducem acolo. La noi în Baia Mare nu sunt din așa, n-am, sau cel puțin am auzit eu. Am fapt. Să joi revenim la discuția inițială. Deci nu avem mașini de mers pe drumurile astea cu 288 de km oră. Vă jur că n-avem. N-avem mașini care să aibă direcție, sistem de frânare pentru așa ceva. Pur și simplu, nu cred că avem. Mai ales gândiți-vă că majoritatea, 99% dintre mașinile care se comercializează au limitare electronică la 250, adică nu 99, 100% au limitare electronică la 250 de km oră. Deci ca să mergi cu 288 trebuie să faci ceva la mașină. De obicei cetățenii care fac ceva la mașină și vor să meargă cu 288 nu sunt băieții care chiar să pricep și care au bani. Zic și băieți care își cumpără o mașină și zic stai mă, frer, că-ți arăt eu ce înseamnă viteză. Hai să-i facem chip, hai să facem niște lucruri. Eu vă mai spun, am cunoscuți care fac genul ăsta de mișcare și care, frățioare, n-au cauciucuri cum trebuie. Că iarăși, nu știu dacă vă dau eu vestea proastă, pentru cetățenii care merg cu 288 de km la oră, trebuie niște cauciucuri speciale, mon frère. Trebuie niște cauciucuri care să fie sigure la viteza asta. Pentru că la 288 de km la oră sunt niște forțe acolo, frate, pe viață și pe moarte. Deci poți să avea explozie pe un cauciuc, una. În general, să știți, cauciucurile astea pe care le iei cu 3-400-800 lei, 1000 de lei din comerț, sunt așa, pe la 150-160-170 de km la oră. Cam asta e viteza cu care se poate merge cu ele. Dacă vrei 288 de km, trebuie cauciucuri speciale, mă frer. Nici nu știu dacă sunt multe firme care aduc asemenea cauciucuri și, vă repet, cred că prețurile sunt absolut infernale. Revenim la discuție, eu le-aș lua carnet după viață. Eu n-am, vă repet, nimic cu mișcarea sportivă, oamenii să facă ce vor ei cu banii lor, să-și cumpere și să-și turneze ce mașină, dar să facă raliuri în zone amenajate unde dacă mor, bă, asta e Dumnezeu să ierte, nu mai omoară alți oameni. Că eu iar vă zic, la 288 de km la oră, dacă tu dai în spatele unui băiat care merge, nu știu, cu 100, e practic ca și cum ai da cu 180 la oră într-un zid. Îl faci zău pe ăla și îl omori, zic. Da, într-o familie, da, într-o mașină de familie, stai într-o, nu știu, stă unul pe marginea drumului, are o problemă, dai în el. S-a terminat. Și eu aia zic, aș prefera băieții ăștia să li se ia carnetul pe viață. Sunt mai multe chestii pentru care eu aș spera că poliția o să introducă la un moment dat luarea carnetului pe viață. Una dintre ele ar fi viteza asta absolut incredibilă. Vă dau un exemplu în Germania. Era un băiat care își cumpărase un Porsche și pe care l-a tunat, el l-a aranjat, l-a făcut și trecea cu 330 la oră, 340 la oră, pentru o zonă unde era un radar. Și omul știa foarte sigur că radarul nu poate să-l prindă, pentru că el avea viteză așa de mare. Radarul ăla era programat să prindă mașini care merg cu până la 250 de km la oră, că așa e legal, știi? Așa e fizica. Ori el mergând cu 70 de km la oră, radarul nu-l mai prindea, că până trecea el să declanșa senzorul și instalația făcea poză, el ieșea din cadru. Stai mămică în cadru. Știi? Aia zic. Nu mă refer la o bătrână care are cadru și se duce stai mămică în cadru. Mă refer la mașină. Imaginați-vă. Stai mămică în cadru. O bătrânică care stă în cadru, în mâini, cu picioarele în sau ok. Nu vă mai imaginați nimic, ne întoarcem la Porsche. Deci Porsche. Omul și l-a modificat, 340 km la oră, stai mămică în cadru, ok. Și trecea, nu știu, de două ori pe zi, o dată dus, o dată întors, că el așa era omul, știi? Omul dacă nu-i sădul, parcă nu-i fudul. Sau dacă nu-i fudul, parcă nu-i sădul. Ok, una din astea două. Deci omul schel e șmecher și mai șmecher decât națiunea germană. Ceea ce se dovedește, vă dau un spoiler, nu a fost adevărat, că națiunea germană a văzut o săptămână că tot radarul declanșează gol. O stat și-a analizat un pic situația și zis, bă, radarul ăsta declanșează gol, dar nu declanșează el de nebun, că numai la o anumită oră când băiatul ăla mergea și venea de undeva, știi? Și o și-a dat seama că e un băiat care merge cu viteză foarte mare și nu-l prinde radarul. Și atunci o comandat un radar special care prindea mașinile până la 350 km la oră. Și ce crezi, mă? Săptămâna următoare l-a prins pe al meu, 340 km la oră. Ei, 340 km la oră, în perioada aia eu vă zic că asta se întâmpla pe vremuri, da? Deci eram noi tineri. Unii dintre noi, că eu, de exemplu, eu sunt așa acum, deci eu țin așa pe interior.
Exteriorul mai scris, ok, iar ne-am dus. Deci, 340 de km la oră în Germania atunci, mai ales că era ceva zonă din aia unde nu puteai merge, nu știu, numai cu 200 sau ceva. Era, avea o limită, autostradă, zona aia. I-au confiscat mașina, în primul rând că mașina nu era TÜV, n-avea TÜV, nu era omologată de statul german și practic era o armă pe care o puteai folosi să omori alți oameni, i-au confiscat-o. I-au dat o amendă absolut huge, imensă, l-au pus să plătească radarul, că au zis, mă, frere, noi n-am avut nevoie de radarul ăsta. Statul german, ce plătitorii de taxe din Germania, nu au avut nevoie de radarul ăsta. Noi l-am cumpărat ca să vedem cine trece cu viteză mare. Tu treceai cu viteză mare, l-am cumpărat pentru tine, practic e radarul tău și o să-l plătești. Și omul l-a plătit și l-a permisul pe viață în Germania. Nu mai are voie să conducă never ever pe planetă în Germania. V-am mai zis eu că oamenii sunt foarte inventivi și el s-a dus și a luat carnet în Belgia. Și l-au prins nemții conducând în Germania și le-au arătat carnetul belgian și polițistul german a zis ok, mulțumim, mergeți acasă și după două săptămâni au primit o scrisoare că nu mai are voie să conducă nici cu carnetul belgian. Între timp, nemții dăduseră o lege în care dacă îți luaseră carnetul în Germania, nu mai aveai voie să conduci cu un carnet din altă țară. Deci, practic, pentru acest cetățean s-au modificat și o cumpăra și un radar, înțelegi? Bine, l-a plătit omul și s-a modificat și legea în Germania. De-aia zic. Deci așa a trebuit făcut și la noi în țărișoară. 288 în România, la drumurile care pe care nici nu, bă, nici n-am vrut să zic care. La drumurile pe care le avem noi în țărișoara asta, deci trebuie să fii un pic sărit de pe fix. Pe lângă drumuri, eu zic că trebuie să fii un pic sărit de pe fix să mergi cu viteza asta, având în vedere că țara asta e plină de nebuni. Țara asta e plină de oameni care, bă, au impresia că, pe lângă că ei sunt cei mai buni șoferi de raliu, mașina lor e cea mai bună, nu li se poate întâmpla nimic. Au trei crezuri mari în viață și late. No. Tu mergi cu 288 de km la oră, sigur să găsești unul, ori să facă o depășire, ori să încerce să se ajungă, ori să încearcă să se depășească. O să fii uimit, dar o să trezească un băiat cu Skoda, motorul 1.9 ăla, care n-are moarte, frate, la care a făcut și el un tuning de la 120 de cai l-a dus la 200. Nu știe cum merge, consum un pic de ulei, dar e ok. Sau un băiat din ăla cu BMW, tracțiune în spate, cauciucuri de iarnă, care o să zică, stai un pic, dar eu nu-l ajung pe fraierul ăsta. Nu-l fac eu? Ce bă, temă? E nu importantă mașina, mă, ce mașină are el. Eu cu BMW ăsta îl fac. Contează șoferul, mă. Deci totdeauna o să găsească un nebun, ori să dea după tine, ori să încerce să facă o șmecherică. Știi? Eu zic că, vă repet, ar trebui carnetul pe viață, mon frère. Deci să știi că ai făcut o treabă. Ăla a fost picul. Ăla a fost vârful vieții tale. Ai luat o mașină, ai tunat-o, ai aranjat-o, ai mers 288 de km, ăla te-a prins, băi, ți-a luat carnetul, gata. Ți-ai făcut damblaua, ai fost în vârf, îți faci un tricou cu tine, poză, radar, 288 de km la oră, gata, s-a terminat. Deci aia zic, știi? Deci să ștergi asta de pe listă. Dar în rest, eu aș prefera să nu am pe drumurile țărișoare cetățeni care merg cu viteza asta. Două. Ei, avem 33 de minute, am citit 3 știri. Scandal între clanuri în parcarea unui mall. Un copil a fost înjunghiat. Nu o să vă citesc foarte mult, niște băieți s-au dus la mall, alți băieți au venit la mall și s-au luat la omor. Ce nu înțeleg eu de ce l-a înjunghiat pe ăsta micu? Nu-i de râs, eu știu că nu-i de râs. E un copil care a suferit din cauza că se bat. Dar eu, aia zic, nu mai înțeleg ce se întâmplă cu interlopii. În România ăștia nu mai au monfrer, ăștia n-au niciun fel de onoare. Adică, ce fel de interlop ai? Ce fel de, nu știu, de bătăuș ești tu când te duci și înjunghi copilul unui alt bătăuș? Că eu zic că, bă, frățioare, hai să o luăm așa. Bă, dacă ești interlop și ești, cum se zice, pe organul tău sexual masculin reproductiv, știi? Deci ești pe treaba ta. Păi te duci, te bați cu ăla. Ama, ce poate să ți se întâmple? Îți umflă un ochi, îți sparge doi dinți, sparge nasul. Asta este. Păi ești bărbat, asta este, duci la spital, te cosă aia. Poate scapi din spital, nu e niciun bacterie, niciun virus, te duci acasă și asta este. Băi, ești bărbat. Dar să scoți cutitul să înjunghi un copil, mă, un frer, mi se pare penibil, mă. Deci ăștia nici n-ar trebui să le zică interlop. Ăștia sunt niște penibil, mă, frer. Deci, înțelegi ce zic? Ai tu o socoteală cu un alt bărbat, te duci, te bați parte în parte, poate știi că o furie, asta este, mă, frer. Măcar ai fost bărbat, te-ai dus la bătălii, ți-ai luat pe coajă, vii acasă, asta este. Înjunghi un copil. Ce mă cu mizerile astea, mă, un frer? Ok, nu o să mergem mai încolo, știi, e destul de trist așa dacă să mă întrebați pe mine. Că are de suferit un copil care pur și simplu nevinovat. Singura lui vină e că era acolo, știi?
Interlopul Marius Alecu, zis Bebinu, a fost dus la audier în pijamale după ce a atacat cu cuțitul un martor. Vă spun foarte pe scurt, să înțelegeți cum funcționează justiția în România. Bebinu îi acuzat că, nu știu, a făcut o chestie nasoală. Cea, tentativă de omor. Deci, practic, a vrut să-l omoare pe al băiat. El a ales un băiat care să spună că el e nevinovat. A găsit un băiat și a zis, uite, el poate depune mărturie că e nevinovat. Ăla a sus la tribunal și a zis, nu e nevinovat, a vrut să-l omoare. Înțelegi? Și acum procesul ăsta se judecă în condițiile în care martorul a declarat că Bebinu a vrut să-l omoare pe ăla. Da? Ați înțeles? Bebinu s-a dus și a spart mașina la ăla ca să-l convingă să-și schimbe declarația. Ăla nu a fost impresionat. După vreo... Hai să nu băgăm. După vreme, văzând Bebinu că omul e greu de impresionat, știi că era greu de ucis, ăsta e greu de impresionat, știi? O venit, o l-a mai luat doi tovarăși, și-o zis la el în casă, l-a bătut bine și l-a amenințat cu cuțitul că l-o moară. Nu l-a omorât, singurul motiv pentru care nu l-a omorât, că vă explic acum, poate nu sunteți la curent cu activitatea criminală, să vă descriu pe scurt. Singurul motiv pentru care nu l-a omorât pe ăla e că era martorul în favoarea lui. Înțelegi? Că dacă l-a omora, el era condamnat. Dacă îl bătea bine și îl convingea să-și schimbe declarația, să spună că Bebinu n-a vrut de fapt să-l omoare pe băiatul ăla, scăpa. Ăsta e singurul motiv de pe planeta asta pentru care băiatul ăla, acum, respiră florile pe partea de sus. Înțelegi ce vă zic aici? Că la noi, justiția, nu-ți oferă niciun fel de protecție. În mod normal, omul ăla trebuia să primească o protecție de la poliție. În momentul în care eu spar mașina, cineva, un polițist, trebuia să stăie acolo, în fața cășii. Să prevină, nu-i așa, alte întâlniri între martor și omul acuzat de omucidere. Îmi cer scuze, telefonul meu sună în dragi. Înțelegi ce vă zic aici? Deci, practic, omul n-are din partea justiției niciun fel de protecție. Acum, nu știm cine e omul, nu știm ce-l mână în luptă, nu intrăm în detaliile astea. Eu vă spun doar că dacă cumva aveți de depus mărturie într-un proces, există riscul să vă moare interlopii până intervine justiția română. Înțelegeți? Și că băiatul ăsta, vă repet, e în viață doar pentru că era martor care putea să-l scape pe Bebinu. Că altfel îl omora de mult. Vă jur eu că îl omora. Adică, frate, asta este. Sau îl băga în comă sau ceva, nu știu. Îl trimitea la mare, nu știu. Înțelegeți ce vă zic eu? Eu vreau numai să vedeți lipsa de reacție a autorităților. Că n-au niciun stres. Acum l-a luat pe Bebinu în pijamale. Și asta mi se pare foarte drăguț, știi? Îți dai seama, Bebinu, având, îți dai seama că el are antecedente. El se așteaptă în fiecare dimineață la 6 să vină mascați să le ia de acasă. Știi? Că asta e ora, am înțeles, la care vin, știi că nu pot mai vreme. De unde te deranjezi, să te lase să-ți faci, că e somnul ăla mai intens. Între 4 și 6, parcă, știi? Și după 6 vin mascați, sparg ușa, te iau de acasă. Și bănesc că el își schimbă pijama în fiecare zi. Și ia pijama curată, nu fie transpirat, nu fie ruptă, știi? Îi zice și dumneavoastră. Dă-mi pijama aia bună, că sigur mai au mascații dimineață, știi? Deci ia pijama aia bună. Versace, bănesc, scrie pe fund, sexy. Imaginați-vă Bebinu cu pijama din aia din satin, pe care pe fund scrie sexy. Ok, acum că v-am mai pus niște imagini în cap, să trecem la, nu e așa, următoarea știre. Caz incredibil pe pista aeroportului din Oradea. Un iepure a fost lovit de un avion care se pregătea să decoleze. Bă. Deci vă dau, iară, spoiler, vă zic din prima. Avionul nu a mai decolat, a fost amânat zborul. Ce avioane au ăștia, bă? Ce avioane deține această țărișoară că dau iepuri în ele și, frățioare, să înțelegi, să opresc la sol. Ceva, dacă îi să mă întrebați pe mine, ceva nu e în regulă. Ceva nu e bine aici. Nu? Nu se poate așa. Mă frer, deci chiar nu se poate. Odată într-un iepure, cu ciopotul, că iarăși vă zic, nu știu dacă sunteți la curent, dar în Oradea, iepurii nu zboară. Nu? Nu s-a aeroportat, frățioare, nu s-a, știi? Nu s-a la altitudine. Iepurii s-a la sol, în anunția sol. Iar cred că vă dau eu un spoiler. Iepurii au așa un 20 de centimetri înălțime. Există iepuri mai mari, dar nu în zonă. Hai, na, 25. Cu urechile ridicate. Înțelegi? Ce poate să facă mămică un iepure care dă într-un avion? Că putea să dea într-o roată. Putea să treacă avionul cu roata peste iepure. Care-s pagubele pe care le poate produce un iepure să nu decoleze avionul? Nu, eu nu concep asta. Odată iepure, că în avion nu putea da, că n-ajunge. Numai dacă venea în săritură, triplu tulub cu Tsukahara, știi? Aia. Kick. High kick venea. Dădea în avion. Și dădea în avion ce? Că nu se întâmpla nimic. Odată în roată. Nu știu dacă iarăși
Intrăm în date tehnice aici. Nu știu dacă știți, dar roata aia când aterizează avionul, pe roata aia pică 47 de tone cu o forță incredibilă care o apasă la sol. Și roata aia rezistă la greutatea avionului care atinge, nu e așa, solul. Știi? Pică pe roată, efectiv. Avionul ăla pică pe roată. Deci roata aia e concepută să reziste la niște forțe incredibile, mon frère. Gândiți-vă că roata aia se învârte la o viteză foarte mare înainte să atingă solul. Nu știu dacă știți asta. Știți? Nu știu dacă știți. Dacă nu știți, săriți aici. Nu săriți voi în sus. Că nu, bă, săriți partea asta din clip unde vă explic. Pe vremuri avioanele aveau roțile fixe. Deci când atingea solul, roata începea să se învârte la contactul cu solul. Dar gândiți-vă că avionul avea 400 km la oră și roata stătea pe loc. E ca și cum ai frâna la 400 km la oră până roata începea să se învârte. Efectiv să poliza o bucată din roată, să tăia o bucată din roată și trebuiau să schimbe cauciucurile foarte des. Și un cetățean, bănesc americanul sigur, era cu copilul lui la muncă, era bring your child to work day. Știi cum au politicienii români? Bring your, cum îi zice mă, la amantă. Știi? Adu-ți amanta la lucru. Day. Week. Month. Ier. Știi că politicii români au adus la lucru amanta anul, zici, știi? Ok, bun. La noi se invers cuvintele. Deci să aduci anul în care îți aduci amanta la lucru, cum ar fi. Ok. Revenim. Deci era ziua, ți-a adus copilul la muncă, cred, sau n-avea cu cine să lase pe ăla micu. Și ăla micu a stat și s-a uitat și a zis, dar ce cu așa multe cauciucuri uzate, stricate? Că taxul făcea ceva inventar la cauciucuri. Și a explicat, uite, avionul vine. Și copilul a zis, ok, înțeleg, dar de ce nu se pune un motor să se învârtă roata cu aceeași viteză cu care avionul atinge asfaltul? Și atunci contactul dintre roată și asfalt ar fi aproape nul. Nu, n-ar mai exista frecare, având aceeași viteză. Chestie care e absolut incredibil de simplă și, pe de altă parte, absolut mega genială. Toate companiile care produc avioane au adoptat această metodă și economisesc 43 de catrale arde de cauciucuri. Ați înțeles despre ce vorbim aici. Deci, repet, tu ai un cauciuc care se învârte 400 km la oră, vorbim de viteza unghiulară, da? Ok, cade un avion de câteva tone pe el, pe drum, da? Iar zic la noi pistele, știți cum e, frățioare, ca și în câmp, mai așa, nu smooth, știi? Deci, bă, niște forțe acolo. Un iepure a lovit sistemul, un iepure care are cât? 10 kg de carne, fără grăsime. Știți asta, nu? Că dacă mănânci carne de iepure toată viața, mori, că n-are grăsime deloc. Deci, practic, n-are valoare nutritivă deloc. În fine, hai să nu... să nu divagăm. Deci înțelegi? Deci un iepuraș, rașul iepurașul dat într-o roată de avion și oamenii nu mai decolat. Ce o putut frățioare să fac? Ce avioane are România asta dacă dă un iepure în ele? Tu îți dai seama dacă era pe pista aia un câine? Mureau tăți, dracu. Vorbeam acum de decese, de sute de oameni morți, știi? Nu vorbesc de alte animale, știi? De, nu știu, o barză sau ceva. Știi? Ce avioane are țărișoara asta? Trebuie să ne ferim de iepuri. Aviația română, inamicul numărul 1 a aviației române, iepurii. Bă, e de râs dacă e, știi, e și de plâns în același timp. Ceva, știi? Mă gândesc că o fi intrat ăla până ceva piston, până ceva, nu mai putut. Mă gândesc, nu știu. Dar, bă, un iepuraș, adică chiar așa s-a făcut sistemele alea că un iepuraș îți distruge, știi? Dita mai avionul. Doi bărbați au intrat într-o curte din Teleorman și au montat gheaburi la casă, apoi l-au șantajat pe proprietar să le plătească. Nu zice în titlu. Proprietarul nu recomandase. Deci așa se face, frățioare, ciotorne cu japca. Deci până acum era metoda telefonul, acum e ciotornă cu japca. Deci doi bărbați au fost arestați preventiv după ce au montat, fără acordul proprietarului, gheaburi la acoperișul casei acestea și apoi l-au amenințat să le dea 8.800 de lei pentru lucrare. Deci practic au lucrat o oră pe 8.800 de lei. Nici, cred că nici IT-știi din Cluj. Ăia de level Q, că trebuie să aibă și ei, trebuie să aibă level-uri, știi? Ăla senior executive officer, software analyst, programator, birdy, ceva. Nici ăla nu face 8.800, în 2, 4.400 lei pe oră. Și unde? În videle, my friend, deci în videle, tu-ți dai seama? Asta e business. Atunci îi facem o firmă de montăm ciotorne. Știi? Da? Nu, nu ne trec clienți, că noi merem cu japca, ok.
Polițiștii din cadrul secției numărul 9 au reținut 4 bărbați. Ei, 4. Deci 2200 lei pe oră. Nu e așa mult dacă stai strângi 500 de lei. Ok. Îți dai seama că sunt femei care se prostituează și se uită. Bă, dar și băieți ăștia cu ciotorne, mă. 2200 lei pe oră, mă. Știi? Păi eu, frățioare, mă întind aici și mă frec și îmi bag și îmi scot chestii, fac 100 de euro pe oră și ăsta, uite, 500 de euro cu ciotorne. În videle. Așa. Deci, 4 bărbați din județele Cluj și Mureș. Am bănuit că din Mureș, dacă îi să mă întrebați pe mine, și de o anumită etnie, pe care n-o s-o numim aici pentru că nu e relevantă pentru această știre. Cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj și violare de domiciliu. Activitatea infracțională reținută în sarcina acestea. Bla, 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 bla. Deci, bă, practic, că vă citesc știrea pe scurt. Știrea pe înțelesul tuturor, băieții au intrat fără acordul proprietarului în curtea omului. Eu am montat ciotorne și au cerut 8.800 lei. 4 oameni. Îți dai seama că nu prea ai cum să-i refuz. 4 bărbați nervoși care vor bani. Ulterior montării parțiale a sistemului de scurgere a apei de pe acoperiș ar fi amenințat persoana vătămată pentru a obține o sumă de 8.800 lei, reprezentând contravaloarea lucrării efectuate mai puțin de o oră. Deci aia zic să câștigă foarte bine în ciotorne. Da, eu arestat preventiv. Asta. Nu mai... Cum? Voi de ce sunteți în pușcărie? L-am înșelat pe unul cu niște ciotorne. I-am montat ciotorne fără să vrea. Așa, asta e cam filmele alea cu mafioț, știi? Când trebuiau să recupereze bani și ca să justifice banii, știi? Cumpărau opere de artă, nu știu dacă știți. În fine, n-are nicio opere, da, ok, o să, altă dată. Un bărbat din Brăila a dirijat circulația cu un cuțit pentru a-și ajuta rudele să traverseze strada. Un bărbat a fost prins de un jandarm în timp ce dirija traficul rutier pe Brăila cu un cuțit în mână în încercarea de a ajuta rudele să traverseze trecerea de pietoni. Acum, iar zic, dacă oamenii nu lăsau să treacă oamenii nu lăsau oamenii. Conducătorii auto nu lăsau oamenii să treacă pe trecerea de pietoni. Mi se pare o chestie absolut, bă, jenantă. Normal că omul o trebuie să ia atitudine, nu? Evenimentul a avut loc joi seara în jurul ori 21, în mijlocul intersecției Bulevardul Dorobanț cu Calea Galați din Brăila. Calea Galați. Așa. Un bărbat care avea la brâu un cuțit și baionetă dirija traficul rutier pentru a-și ajuta rudele numeroase să traverseze strada, a anunțat vineri inspectoratul pe el avea la brâu sau deja cuțitul. În drumul spre serviciu, l-a observat pe bărbatul care făcea pe polițistul rutier, a coborât din mașină, l-a imobilizat și a luat cuțitul. Conform jandarmeriei Brăila, cuțitul și baioneta aveau lungime de 20 de centimetri. Deci zice că dirija cu un cuțit, zice în știre, cu un cuțit în mână. Și ăsta zice că avea un cuțit la brâu. Bă, în primul rând, mie nu mi se pare o chestie, nu știu, nașpa, să dirijezi cu cuțit. Poate omul era șef. Fiind șef, tot timpul ai cuțitele tine. Sau, poate omul era tocilar. Nu mă refer la aia care învață, mă refer la aia care ascult cuțite. Și-și luase lucru pentru acasă. Avea nevoie omul să-și ducă acasă de lucru cu pandemia asta, numai lucrii, știi? Work from home, cum ar veni. Și avea cuțitul la el. Acum iarăși vă zic, bă, ești în intersecție. Vrei să treci pe trecerea pietonilor, oamenii nu ți-l lasă. Păi, cuțitul e cel mai bun argument. Îi zici tu, iarăși lui, tu, stai. Și ăla, văzând indicatorul, că ești cu indicatorul în mână, e mult mai motivat să stea. Știi? Îi zici la ăla, tu, du-te. Iarăși, că vede indicatorul omul, e mult mai motivat să se ducă. Altă autoritate ai, deci când... Eu vă zic că eu nu cred că e o problemă. Că dacă, de exemplu, era Adi Hădean în trafic, că și el trebuie să aibă cuțitele tot timpul la el. Te salut, Adi. Deci aia zic, era în trafic. Și simțea nevoia să fie mai impunător, să, nu știu, să-l asculte oameni. Bă, scotea un cuțit și îi dirija pe oameni. Nu? Gândiți-vă, de exemplu, din ăsta, de la orchestră simfonică. Cum ar dirija cu un cuțit? Cum ar cânta băieții aia? Dacă, de exemplu, ar veni Bebino, băiatul ăsta care am vorbit adineauri, că se duce și mai bate câte un martor așa seara înainte de culcare, pentru mișcare. Că o mâncat în seara prea mult și o simți nevoia să consumi și calorii, s-o duci și l-o bătu pe martor din proces. Pentru o viață sănătoasă. Ok, vine Bebino, să presupunem că Bebino, părinții lui, l-o împins spre o carieră muzicală. Bine, ei fiind infractor, dar l-o pus la studiu și l-o trimis la conservator, omul a ajuns dirijor. Bebino nu poate dirija cu un bețișor din la că el simte că nu are autoritate. El, iarăși zic, venind dintr-un alt mediu, cu bețișorul ăla, nu poți să te duci la ăla să zici, bă, cum ai un bețișor în mână? Zici, bă, nu te ascultă nimeni.
scoți indicatorul, bă, altfel e. Ați înțeles ce zic aici? Vine Bebino și zice, ta-na-na-na, bă, când face așa cuțitul, credeți că există vreunul în orchestra aia simfonică să nu cânte pe notă? Când e la cu bețișorul ăla, băi, știi? A zic, n-ai motivație. Vine Bebino cu, a zic, deci, în afară de asta, îmbrăila, eu consider că e ceva normal. Hop. Nu știți că am mai avut o intervenție în această minunată emisiune cu băiatul ăla din Brăila, care explica el cum îi taie pe băieții care trec pe Brăila fără, nu așa, consimțământul dânsului. Înțelegi? Deci aia zic, mie mi se pare o știre exagerată. Deci oamenii o exagerat. A venit jandarmul și l-a imobilizat pe ăla. Nu știu. E ca și cum te-ai duce la un om și ai smulge pălăria din cap. Având în vedere că e în Brăila, aia zic. Altă e anvelopă culturală acolo. Oamenii cu cuțite acolo sunt foarte... E normal să fie așa. Că dacă n-ai cuțitul la tine, te întreabă, ești bolnav? Te-ai lovit la mână, ce ai? Văd că n-ai cuțitul azi la tine. A, l-ai lăsat la cuțit. Aia zic. Poate băiatul ăla era, nu e așa, tocilar. Bun. Stați așa și nu mișcați. Ministrul Energiei anunță amenzi mai mari pentru furnizorii care comit abuzuri în mod repetat. Nu o să vă citesc foarte mult din știrea asta, nu o să întâmple niciodată asta. Noi, țărișoara asta, am fost o frunză în vânt, ever, ever. Și acum suntem în continuare. Băieții ăștia din energie fac ce vrea mușchilor în țărișoara asta. Absolut ce vrea mușchilor, nu a fost nimeni vreodată să-i oprească. Vă dau un exemplu foarte simplu. Cred că suntem singura țară din lume în care tu nu poți să vinzi o casă dacă nu-i plătită factura la gaz, curent și apă. Din lume. Prețioare, nu cred că suntem. În orice țară din lumea asta, te duci și cumperi o proprietate, facturile la gaz, la apă și la curent sunt problema fostului proprietar. Tu poți să cumperi proprietatea fără stresul ăsta. La noi nu poți. La noi, dacă nu-ți plătite, trebuie să le plătești tu când cumperi. Așa e în tenis. Dar asta pentru că oamenii ăștia au o putere absolut incredibilă. Deci oamenii din energie de la noi, sunt niște băieți, cum le zicea Nea Băsescu, niște băieți deștepți, care fac ce vor. Așa cum vedeți, după ce s-a liberalizat piața, cresc prețurile în dragi, nefiind corelate cu prețurile de pe piața externă. Ca să ne înțelegem, prețurile pe piața externă nu cresc în ritmul și la nivelul la care au crescut în România. Noi avem acum costuri la energie și la gaz, cred că printre cele mai mari în Europa. Pentru că, vă repet, suntem o adunătură de băieți șmecheri, Consiliul Concurenței e o glumă sinistră, care nu face absolut nimic, drept urmare, cine să plătească, mămică? Ține să plătească. Noi o să plătim, că noi suntem proști. Aia zic. Bun. Deci, practic, nu o să se întâmple absolut nimic, domnul ministru al energiei. Niciodată, ever, pe planetă, nu o să faceți nimic. Așa cum nu faceți nici cu facturile alea, din potrivă, în loc să-i pună pe furnizorii de energie un pic cu botul pe labe, să votează acum o lege ca să ajute cetățenii care n-au bani să-și plătească facturile la energie. Ceea ce, iarăși vă spun, creează un nou precedent PSD-istic. Că asta era schema PSD-ului, ca să aibă o masă de cetățeni săraci care să-i voteze. Asta era și discuția. Vrei ajutor de... Era ajutor de încălzire. Pe vremuri, nu știu că mai există și acum. Dacă aveai venituri mici pe familie, ce ziceai la primărie și îți dădea un ajutor de încălzire. Dar de fiecare dată când se semna hârtia aia, îți aminteau, bă, dacă nu votezi cu PSD-ul, la anul nu mai primești. Și românul ce știe, frățioare? Păi ăștia îmi dau o reducere. A, înseamnă că îmi dau niște bani. Păi pe ăștia-i votez, că ăștia-s buni. Ăștia țin cu mine. Înțelegi? Așa funcționează sistemul. Ei, noi acum, cu șmecherica asta, au crescut un pic prețurile, hai să ajutăm pe băieții care nu pot plăti, noi nu facem altceva decât creăm o nouă generație de cetățeni captivi care o să trăiască să facă ce spune primarul. Că dacă nu, nu o să mai primească bănuțe și așa o să trăiască să plătească din buzunarul dânșilor. Pe de altă parte, exact cum s-a întâmplat și data trecută, foarte mulți din băieții ăștia care să primească ajutoare de la stat, vă zic asta iarăși din experiențe personale, nu am fost eu, dar știu, sunt interlopii care n-au venituri. Băieții ăștia care schimbă valută, vând mașini, fac chestii, îi primesc ajutoare de la stat că sunt oameni fără venituri. Ei au mașini, au 3-4 mașini pe numele lor, de în total 150-200.000 de euro, 300.000 de euro, are casă de 500 metri pătrați, dar el primește ajutor de la stat, că n-are bani de încălzire, știi? Vă mai dau un exemplu așa, o paralelă. În Germania, dacă intri în șomaj și ai mașină mai scumpă de 7.000 de euro, nu primești șomaj. Adică statul german nu-și dă șomaj dacă tu îți permiți să ai o mașină mai scumpă de 7.000 de euro. Dacă vrei să primești șomaj, trebuie să-ți vinzi mașina scumpă
și să-ți cumpere o mașină până în 7.000. Așa funcționează un stat normal, care nu încurajează furtul și statul acasă. Altă discuție. Bun. Șoferul unui McLaren a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit cu putere de peretele metalic. Dă-ți că s-a izbit cu putere. Dă-ți că s-a izbit finuț așa. De peretele metalic dintre cele două sensuri de mers. Așa. O mașină e 200.000 de euro. Acum nu vreau să vă contrazic, dar un McLaren, din cât știu eu, din cunoștințele meu, e mai mult de 200.000 de euro. Așa arată, puțin șifonată mașinuța, și zice în continuare, s-a izbit cu putere de peretele metalic. Practic ce se întâmplă aici? Băiatul mergea cu viteză foarte mare, așa zice toată lumea. Nu o să știm niciodată cât, că la noi pe autostrăzi nu sunt radare. Și afară ploua. Și aici avem combinația perfectă, un șofer care nu se pricepe, mașină foarte puternică și drumuri din România. Autostrăzile din România pe care apa stă. Iar vă spun din experiența personală, pe nicio altă autostradă din lumea asta nu stă apa. Că sunt calculate niște unghiuri să se scurgă apa de pe autostradă, la noi nu. La noi mergi pe autostradă și sunt belți din când în când. Care, iar nu știu dacă știți, belțile sunt moartea mașinii. Dai cu mașina în roată, ca și cum ai merge pe gheață, mai ales la o anumită viteză. Mai ales dacă mai și frânezi un pic. S-a terminat, mă aflăm. Asta cred că s-a întâmplat cu băiatul ăsta, eu fugi puțin spațiile, neavând experiență, poate ne cunoscând mașina, o dat într-un părete și și-o îmboțit, nu e așa, bolidul de lux, că există și boliz pentru mase. Asta, ok. Asta vă ziceam eu, cetățenii aș vrea să nu-i văd pe drum, n-aș vrea să mă întâlnesc cu ei, nu mă gândesc ce s-ar fi putut întâmpla dacă din viteză sărea peste parapet și dădea într-o altă mașină care venea pe contrasens, care ar fi murit, nu e așa, ca și curcile în gard, fără să știe ce i-o lovi vreodată. Domnul Oprișan s-a însurat cu fosta secretară pe care a făcut-o directoare la Consiliul Județean Vrancea. Familia tradițională PSD-istă, el 5-6 de ani, ea 37, împreună au 3 copii din căsătoria anterioară. Acum vreau să vă spun ceva. Știrea asta am ales-o dintr-un simplu motiv, doar pentru că mi-amintesc și de familiile regale. Deci exact așa funcționau acum 200 de ani familiile regale în Europa. Exact așa era. Erau niște băieți care, cum să zic, aveau niște privilegii că erau născuți regi și din când în când mai alegeau câte o muritoare din popor așa, mai știi? Și mai făceau pe acolo câte o prințesă, câte un prinț. Hey, zice așa, Marian Oprișan, 56 de ani, s-a însurat duminică 22 august cu Mihaela Arbănaș, 37 de ani. Cei doi sunt colegi de multă vreme la Consiliul Județean. El este vicepreședinte, fu președinte până acum. Ea este șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Acum, dacă îi să mă întrebați pe mine, e normal să fie șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare, că femeia când s-a angajat primoară era secretar. Fu secretarea dânsului, dar datorită abilităților dânsei, pe plan profesional, bineînțeles, nu vorbesc aici de alte chestii care vă trec vouă în cap. Femeia s-a dezvoltat și a promovat. Deci femeia a urcat în ierarhie și iată, nu e așa, a ajuns direcția... șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Cine putea fi mai promovat și cine putea fi mai potrivit în acest post decât o femeie care a pornit de la secretară și a ajuns șefa Direcției de Dezvoltare și Promovare. Ea s-a dezvoltat și s-a promovat. Înțelegeți? Băi, pur și simplu, ea trebuie să fie. E exact funcția care se potrivește. N-are nicio legătură cu faptul că dânsa, bănuiesc că întreținea relații, hai să nu, intime, da? Relații intime cu domnul Oprișan. Pentru Marian Oprișan este a doua căsătorie oficială, după ce în anii 90 a mai fost însurat cu Ofelia, o ingineră textilistă de care a divorțat în 2003. Mie când zici ingineră textilistă, mi se pare conjură. Fă textilistă. Ești o textilistă. Ok. Și acum urmează o telenovelă. Deci, na, pe lângă, repet, familia regală, avem telenovela din familia regală. Deci acțiunea se petrece undeva într-o țară exotică, unde la palat se întâmplă următoarele lucruri. Oprișan a mai avut relații de lungă durată, fără inel, cu Lucreția Dumbravă, soția șoferului său, devenită între timp soția actualului primar al orașului Focșan. Hei, Lucreția! Așa. Și cu Lucreția Nădrag,
Aici Lucreția bănuiesc că e un nume comun la ei în zonă. Nădrag înseamnă pantalon, în caz că nu v-ați prins. Deci Lucreția Pantalon, cu 25 de ani mai tânără decât el, plasată de baronul de Vrancea la autoritatea de supraveghere financiară, cu un salariu de 20.000 de lei pe lună. Oprișan are din prima căsătorie o fică, absolventă de drept, noua lui soție, Mihaela Arbănaș, are și ea din prima căsătorie un băiat și o fată. Tată celor doi copii și fostul soț al proaspetei doamnei Oprișan este Romeo Vasilescu, președintele PSD din Comuna Suraia. Frățioare, ăștia să ard între ei. Deci acolo, înțelegi, la Nea Oprișan în curte acolo, frățioare, îi un amal nu mai știe nimeni. Soția fostului șofer, care acum e soția primarului, și soțul ei, fostul primar, care a fost logodit cu, înțelegi, care are doi copii cu... Bă, ăștia de la Sclava Izaura, vă jur, dacă vin și stau la Nea Oprișan acolo un pic în localitate, bă, își taie venele, să sinucid, cum să zic, complexul de impostorului. Își dau seama că o făcut Sclava Izaura, îi... praf de pușcă, e zero, e nimic față de ce se întâmplă în Nea Oprișan live, înțelegi, acolo în teritoriu. Bun. Nu vă mai citesc foarte multe lucruri. E foarte complicat ce se întâmplă acolo, dar vă repet, Nea Oprișan în sfârșit și-o găsit, nu e așa, iubirea vieții lui și s-o liniștit, cred. Nu? Deci, cred că răsuflă ușurați oamenii din zonă care șoferii care mai au, știi, de aia zic, ok, bun. Preotul traficant de droguri din Arhiepiscopia Tomisului reabilitat. Deci ăsta e băiatul ăsta, nu știu dacă mai țineți minte, care vindea droguri revilor din Vaslui și care ducea etnobotanice în Biblie. Așa îl prinseră băieții de la antitero, de la antidrog, îl prinseră, știi, ducând așa. A intrat în pușcărie pentru trafic de droguri, el fiind preot. Și cunoștința noastră mai veche, P.S. Teodosie, a reușit să-l ajute să scrie două cărți în pușcărie, ceea ce i-au, nu e așa, scurtat durata de detenție. Așa că omul, în august 2021, a fost eliberat și reabilitat. Practic, nu e așa, băiatul Giugiuc Bibelou poate să facă orice, nu știu dacă se mai poate întoarce la popie. Da, bănuiesc că la P.S. dacă îi dai niște bani se poate orice. Turistul căutat de sâmbătă de salvamontiști, polițiști și jandarmi, după ce a anunțat că s-a rătăcit pe munte, este de fapt acasă. Deci un băiat, acum 3 zile, o suna la salvamont că e rătăcit pe munte, și-a închis telefonul, s-a dus acasă, s-a culcat și băieții ăștia, vreo 18, nu mai știu, cu 18 salvamontiști, cu pompieri și cu jandarmi și nu știu ce, l-au căutat până 3 zile, deci până luni. Luni omul și-a deschis telefonul și a văzut că are mai multe apeluri pierdute, o sunat și a zis, da, eu o să acasă. Ei, îl căutau în continuare, ca să înțelegeți ce vorbim aici. Only in Romania. Glumițe din astea, iarăși vă zic, nu prea azi e făcut, pentru că la un moment dat oamenii care caută cetățeni pe munte o să renunțe să mai facă asta dacă sunt cetățeni la nivelul ăsta, atât de proști. Deci pur și simplu o să renunțe și nu o să mai caute și o să moară oameni care aveau nevoie de ajutor pe munte. V-am zis că-s nevorbit. Baun. Eu îl puneam să plătească absolut toată distracția, cum iarăși vă zic se întâmplă în țările normale. Deci într-o țară din jurul nostru, dacă faci glumițe din astea, vine un băiat și-ți calculează o factură. Eu mai știu niște băieți pe care i-o prins poliția germană făcând chestii și după ce i-o arestat și i-o băgat în pușcărie, i-o pus să plătească deranjul. Polițiști, cât așa, câte ore, cât stat peste program, deplasare, adusul, mersul, venitul, facturiță, frumos, și-o trebuie să plătească. Ca așa în tenis, nu trebuie să plătească contribuabilul german pentru hoțul român, știi? Fiecare pe, nu e așa, limba lui. Bun, să ducem o mică în faliment City. Societatea de asigurări City să duce pe plută, cum ar veni, chiar după ce s-a anunțase cu surle și trâmbețe că Biserica Ortodoxă Greacă o să devină acționar majoritar. Se pare că nu o să întâmple asta. Se pare că, din potrivă, cetățenii se retrag. Și dacă se retrag, e rău, pentru că societatea intră în insolvență, faliment și toți oamenii care au dosare de daună la ei nu o să mai primească niciun ban. Asta se întâmplă dacă băieții dau faliment. Și eu vă spun că societatea asta de asigurări, că există o societate de asigurări care nu mai știu care denumire acum care îmi scapă, de supraveghere asigurări, ce, ok, o mizerie din asta românească, unde iarăși îți numiți cetățeni pe criterii politice care nu se pricep la nimic și nu fac nimic și care bănuiesc eu
primesc nici mici favoruri să închidă ochii la situații de genul ăsta, trebuiau să închidă City de mult. City trebuia să fie ori închisă, ori să fie numit un administrator care știe despre ce e vorba în asigurări și care să limiteze daunele, să limiteze pagubele. Dar City nu a făcut altceva decât tot scăzut prețul la polițe, adunând mai multe dosare neplătite, până când acum, dacă cineva ar prelua societatea City, ar fi pe un minus grozav. Nu știu ce ar prelua-o, că mai bine faci una nouă dacă ai banii. Deci, practic, City s-a început râpă, dacă aveți dosare de daună la City, să vă ziceți goodbye. Și dacă vedeți șoferi în trafic și știți că au asigurare la City, să nu dea în voi, că nu o să vă vedeți banii niciodată. Așa că, mon frer, o nouă dovadă de românism, știi? Un Bancorex, mai un, știi, Exim Bank, așa se duc astea. Nu știe nimeni cum se întâmplă. Într-o societate în care există atâtea metode de control și atâtea societăți și atâtea autorități care verifică funcționarea acestor societăți, știi? Autoritățile care verifică ca lucrurile să meargă bine, nu știu, nu prea pare, nu, cel puțin așa pare de aici, nu prea își fac treaba. În fine. DNA-l cercetează pe Liviu Dragnea pentru călătorie exotice în Bali și Republica Dominicană cu iubita pe banii PSD. Asta în caz că iarăși ați lipsit de pe planetă sau n-aveți televizor de nu știu câți ani. Știți că partidele politice primesc niște bani și au voie să facă anumite chestii din banii respectivi. N-au voie să meargă cu amantele și cu iubitele în concediu. Domnul Dragnea se pare că nu știa lucrul ăsta, bănuiesc că, acum dacă îl verifică și el și că nu știu, nu cred că o să-i facă mare lucru, mai ales că domnul Dragnea e cumva încă un membru de vază a județului din care dânsul face parte, din care se trage, din Teleorman. Vă spun asta pentru că Teldrum continuă să obțină contracte grase cu statul. Cel mai recent îi aduce 12,5 milioane prin CJ Teleorman. Acum să nu mai înțelegeți un lucru. Eu v-am mai spus și vă repet, în țara asta nu se respectă legea. Teldrum e o societate aflată în insolvență, spre faliment, adică nu prea au șanse să se reabiliteze, planul de insolvență nu funcționează. Și ei primesc în continuare contractul cu statul. Aici mi se pare mie absolut, bă, strigător la cer. Nu există nimeni în țara asta, nimeni, care să aplice legea. Nu ai voie niciodată să dai o lucrare, mai ales publică, unei instituții aflate în insolvență. Nu îți dă voie legea. Când se depune caietul de sarcini, sunt următoarele lucruri. Acolo primul să nu fie firma în insolvență sau faliment. Pentru că nu poți da bani publici unei firme care mâine se poate închide. Înțelegeți? În planul de insolvență deja sunt stabilite niște ordine, niște, cum să vă spun eu, ordinea în care se împar banii, deci creditorii, oamenii care trebuie să recupereze bani de la firma respectivă, semnează un acord și zic, bă, frate, e bun, noi trebuie să luăm 1 milion de euro. Firma are 7 creditori, fiecare trebuie să ia 1 milion de euro. Cum ne luăm banii? Ei fac o înțelegere, angajează un specialist în insolvență și ăla are grijă ca societatea să împartă banii pe care îi are și pe care îi primește la creditori, în așa fel încât creditorii să renunțe la insolvență, adică să nu mai ceară desființarea firmei, lichidarea ei, da? Deci, practic, se reorganizează firma, se propune un plan, domnule, și o să facem în timpul ăsta, vă dăm banii, creditorii zic, bine, ok, firma nu intră în insolvență, fiind în insolvență are o anumită protecție, adică nu poate să vină un alt creditor să zică, gata, vrem să o băgăm în faliment. Deci asta e de fapt insolvența, e o protecție a firmei. Bineînțeles, pe de o parte e o protecție, pe de altă parte te obligă sau obligă firma respectivă să urmeze un anumit plan, da? Stabilit, vă repet, înainte, dar firmele în insolvență nu au niciun fel de credibilitate în fața nimănui, nici în fața unei bănci și nici în fața unei instituții publice. Pentru că firma în insolvență mâine poate dea faliment, pentru că în momentul în care a ajuns în insolvență, ceva clar îi putre de acolo. Ori putreziciunea aia poate să întâmple, mâine poți să nu mai încasezi bani. Și atunci ai închis firma și ai plecat acasă. Ori niciun fel de autoritate publică nu are voie, repet, nu are voie legal să antameze lucrări cu o societate de genul ăsta. Pentru că nu există niciun fel de certitudine că lucrarea, că societatea o să-și termine lucrări. Bineînțeles, având în vedere că e Teldrumul lui Dragnea, care Dragnea știți că el are sute de milioane pe bani, pe persoană fizică, are o poprire pe 100 și ceva de milioane, banii lui. Bugetar român, care lucra numai la stat toată viața lui, are poprire pe 100 și ceva de milioane și trăiește în continuare în lux. Înțelegeți? Ok. Deci,
Ei au bani, asta știe toată lumea că au bani, dar legal n-ar trebui să primească lucrări. Ei primesc în continuare lucrări, uite, anul trecut au primit, stați așa că vă zic, anul trecut au primit 7 contracte și anul ăsta au primit 4 contracte. Anul trecut, în valoare totală, 136 milioane de lei. Asta înseamnă vreo 35 de milioane de euro. Bă, nu-i rău, știi? Nu-i rău. Bun. Aia zic, bine ar fi dacă am reușit măcar o dată, știi? Măcar o dată să respectăm și noi legea în țara asta. Ce-i mână nu-i minciună, economia României este dependentă de cash. Practic, românii au mai mult cash decât au bani în conturi. Numerarul în circulație e 92 de miliarde de lei. Practic, zice acest studiu, pe care îl citim pe Mediafax, că 41% din banii care sunt în circulație în România sunt pe carduri. Aici, eu vă mai spun și vă repet, numai statul e de vină. În primul rând, popririle astea care se pun de foarte multe ori abuziv pe conturile românilor, pentru diverse chestii, popriri puse și de statul român și de alte firme, sunt firme care, de exemplu, vă dau un exemplu, TBI-ul, care ei au executor și tot ce trebuie ei, ei nu se mai duc la proces. Ei, dacă nu le-ai plătit ratele sau fac ei o șmecherie, cum face TBI-ul de obicei și îți mărește ratele, ei îți pun poprire pe conturi, ei singuri. Ei nu mai trebuie să-i dă în judecată, nu mai trebuie să meargă la executor, ei au tot ce trebuie, ei au in-house. Ei și-au făcut ei ce au nevoie, înțelegeți? Abuzurile astea, că astea sunt niște abuzuri, de fapt, duc la o neîncredere în sistemul bancar, per total. Exact cum v-am mai spus și mai târziu, când lumea era îngrijorată că românii nu-și țin banii pe carduri. Românii au început să-și țină banii pe carduri când băncile au renunțat la comisioane. Care, iarăși, dacă îi să mă întrebați pe mine, și acum sunt destul de mari față de ce se întâmplă în țările civilizate. Că românii plătesc o groază de comisioane, chiar dacă s-a ascunse, românii plătesc o groază de comisioane la carduri, să știți. Asta iarăși duce la neîncredere în sistemul bancar, înțelegeți? Adică eu zic că statul ar trebui să facă două lucruri. Unul ar trebui să îngrădească puțin cetățenii care abuzează de poziția lor pe piață, genul firmelor astea care dau credite rapide. Și doi la mână ar trebui să mai elimine din taxe, ar trebui să oblige băncile să lucreze mai moderat. Pentru că, iarăși vă spun, trebuie să fii prost, dar prost rău să nu înțelegi că dacă fiscalizezi banii care sunt în România în circulație, statul încasează mai mulți bani. Deci trebuie să fii prost să nu înțelegi asta. Dacă 41% din bani îți pe card și 59% din bani îți la negru, e 60% din bani, nu se știe sigur. Credem că 60% din bani, dacă ar ajunge pe carduri, ar fi fiscalizat. Că oamenii ar trebui să explice, bă, dar tu de unde ai bani? Oamenii care primesc chirii, care vând mașini, care fac șmecherii, ei ar trebui să-i fiscalizeze, să-i bage pe card. Înțelegeți? Statul ar trebui să lupte, ar trebui să, din potrivă, să-ți facă cât mai ușor accesul. Ar trebui să te ajute să-ți ții banii pe card, în loc să-ți ții banii în numerar. Tocmai în ideea că banii s-ar fiscaliza, că în momentul în care apar pe card, există o evidență, știe toată lumea despre ce e vorba în propoziție. Bineînțeles că o brumă de cetățeni care fac chestii ilegale nu o să-ți țină banii pe card niciodată, un băiat care vinde droguri sau cea. Dar eu mă refer la restul cetățenilor, dacă le-ați oferit o protecție și taxe mici sau zero. Mă refer aici și la firme, să știți. Bă, s-ar schimba puțin dinamica. Asta e părerea mea personală. Bun! 4 turiști maghiari au rămas blocați pe un drum forestier din Argeș, unde au fost ghidați de GPS. Bă! Și GPS-ul luptă pentru noi. Glumesc. Cetățenii, v-am ales știrea asta să vă spun că am pățit-o și eu. Mergeam la Sibiu și GPS-ul m-a anunțat că a găsit un drum mai scurt cu 30 de kilometri și m-a băgat pe un drum care din asfalt s-a făcut piatră, din piatră s-a făcut pământ, din pământ s-a făcut iarbă și la un moment dat eram în mijlocul, pe o creastă de deal, la vreo 30 de kilometri de drumul național, într-un lan de grâu. Frățioare, în mijlocul lanului de grâu, GPS și-a merge înainte că ești bine. Nu exista niciun fel de drum acolo, dar băieții de la Google știau ceva ce nu știam noi. Și lângă noi era o stână, unde eu vă jur, oamenii aia nu văzuseră mașină până atunci. Deci au ieșit să ne ajute să ieșim de acolo, au venit oamenii să ne ajute și unul dintre ei nu văzuse mașină. Deci acolo am ajuns noi, de parte de civilizație. Deci am ajuns într-o zonă a țării unde oamenii nu văzuseră mașini. Aia zic, am pățit și noi. Ca să înțelegeți că noi românii suntem o nație de oameni săritori, au venit niște băieți cu un tractor și o tras. Eu scos de acolo. Nu e așa, iată un exemplu de colaborare și înțelegere între popoare. Deci noi n-avem, se vede clar că n-avem nici cu ungurii, că altfel erau și acum acolo. Un experiment foarte frumos
Adică, nu-i frumos el, experimentul, dar interesant făcut de domnii, de cetățenii, de ziariști de la Libertatea, drumul crucilor. Sunt 564, oamenii s-au dus și au numărat toate crucile de pe drumul național 564 între București și Bacău. Arată cam așa. Interesant, nu? Deci oamenii au făcut poze și au pus pe GPS unde sunt fiecare cruce de pe zonă. Sunt 564 de cruci pe DN2 între București și Bacău, mai multe decât cele 550 de borne kilometrice dus întors. Bineînțeles că crucile astea nu sunt într-un an, nu s-au întâmplat într-un an atâtea decese, dar sunt foarte, foarte, foarte multe decese pe drumurile țării. Tocmai pentru că avem șoferi care merg cu viteză, tocmai pentru că nu avem drumuri. Nu avem drumuri rapide, nu avem drumuri cu separatoare de bandă, nu avem condiții de mers cu viteză. Din păcate, cetățenii nu înțeleg asta în țară. Bun, cam atât vreau să vă... E o știre destul de morbidă, n-aș vrea să insist, pentru că, în general, nu știu dacă ați observat, încercăm să menținem un tonus mai pozitiv la emisiunea asta. Mai pe pozitiv, așa. Optimism, optimism, optimism. Uite, iată o știre iarăși optimistă. Kilometrajul mașinilor second-hand din orice țară UE, mai ușor de verificat. Rarul se va putea conecta la bazele de date din străinătate. Excelent! Cea mai bună veste pe ziua de astăzi. Este un scris mic acolo. Știi când te duci la bancă și este un scris mic? Ei, iată și aici este un scris mic. Și este următoarea discuție. Peste 2-3 ani. Atâta durează conectarea RAR-ului la serverele poliției din altă țară. Știi? 2-3 ani. În 2-3 ani nici nu cred că o să mai fie mașinile alea. Adică cred că mașinile, kilometri dați înapoi, nu o să mai existe. Cred că nu o să mai poți da kilometri înapoi. Nu o să mai conteze, poate mașinile o să zboare. Nu o să aibă kilometri în 2-3 ani. De-aia vă zic, nu cred că ne ajută cu ceva. Bun! Percheziții în 4 județe în cazul unor angajări fictive pentru subvenții de la bugetul de stat. Bugetul de stat al Țărișoarei a ajuns la un moment dat la concluzia că trebuie ajutați cetățenii care angajează oameni. Mă, sună telefonul, e luni. Înțelegeți ce vă zic aici? Trebuie ajutați cetățenii ăștia. Și aveau un plan de ajutorare care zicea că îți dă, nu mă știu, 2500 lei pe angajat pe lună. La un calcul simplu, dacă omul era cu salariu minim pe economie, primeai 2500, dădeai 1306 lei la stat, rămâneai cu 1200 lei pe cap de angajat. Aia nu vă zic. Sunt niște băieți care s-au prins de schemă și au angajat sute de oameni fictiv. Bă, sute. Având în vedere că... Stați așa. Stați așa și nu mișcăți. Că zice la un moment dat. 140 de persoane angajate fictiv. Prejudiciu 1.439.000 de lei. Deci, practic, vreo 36.000 de euro. Cum ar veni. 300.000 de euro, hai zicem, na, să nu exagerăm. Da, deci cam asta au făcut băieții. Mirarea mea, e că, iarăși vă zic că de-aia am ales știrea asta, e că eu, de exemplu, ca să înțelegeți, eu având 40 de ani, vineri am făcut 48. Yay! Era aia, stai că avem. Nu. Nu. Nu avem. Aveam aia cu ei. Sau avem, da, ok. Bun. Deci am făcut 48 de ani. Eu am vrut să mă trec de pe o firmă pe alta și în momentul în care ai peste 45 de ani și te angajezi la altă firmă, statul trebuie să-ți dai niște bani. Ei, eu m-am dus să-mi dai niște bani și doamnele de la ITM de aici, v-am mai povestit-o, s-au pișat efectiv pe mine. Adică atât așa au bătut joc de mine până când am renunțat. Tocmai pentru că pentru ele era un pic de lucru și statul nu plătește banii aia. Așa că eu vă zic, să ai 140 de oameni și să primești mizeria aia de bani de la stat, stai că cum îi zice, frățioare. Stați așa și nu mișcați. În fine, subvenția aia de la stat, trebuie să ai niște pile, my friend. Deci chiar trebuie să știi bine pe cineva acolo, la ITM, care să-ți rezolve dosarele și să-ți asigure că primești bani. În afară de asta, numai cineva din interiorul sistemului putea să facă o mișcare din asta, cu 140 de oameni să fure 400.000 de euro, că nu e ușor. E un pic de lucru acolo, trebuie firme, oameni, angajări, dați afară, da, persoane fictive, cărți de muncă, bă, e de lucru acolo. Înțelegi? Așa că eu zic că să caute puțin și la ITM. Asta ar fi părerea mea. Bun, preot, medicul care lua șpagă de la pacienți și se ruga dimineața la icoane să nu-l prindă procurorii, mai face 30 de zile de pușcărie. Nu înțeleg de ce. Că în mod normal ăsta nu e un pericol pentru populație și nici nu prea mai poate să schimbe lucruri. Că de-aia ții un om în preventiv în pușcărie. O să ajungem imediat și la alte lucruri care sunt un pic de neînțeles.
Păi da, l-au prins așa, știi? L-au prins și acum îl dau de exemplu. Afaceristul Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de pușcărie pentru fraude cu fonduri europene. Deci domnul ăsta Iordache e în pușcărie acum pentru simplu fapt că PSD-ul nu mai e la putere. Că domnul ăsta era regele asfaltului, dacă vă mai țineți minte, cu firma Romstrade, care bănesc că el a vrut să zică Romstrăz, adică străzile din România, că e o firmă de asfaltări, și el așa a crezut că e pluralul de la străzii strade. Și de aia e Romstrade. Băiatul ăsta a primit 35 de milioane de lei de la Uniunea Europeană să facă un drum pe care nu l-a făcut și banii au cheltuit el așa cum a vrut dânsul o persoană fizică. Nu o să mai recuperăm niciodată banii, noi o să-i plătim înapoi la Uniunea Europeană ca Shine Tennis și băiatul o să facă 11 ani de pușcărie având o vârstă, iese în 5, mai scrie două cărți, 4, îi se mai mișorează testicole 3, deci în 2 ani e afară. Asta zic. Ca și nea băiatul ăsta de la Antene, știi? Domnul Voiculescu, care a primit 10 ani de pușcărie și a făcut 2. Ca Shine Tennis. Și vă mai dau una, Bodog, se cerea de procurorii DNA. Domnul Bodog, în caz că nu știți, a fost ministru PSD al Sănătății. Știu că n-aveți televizoare, nu știți, dar domnul Bodog a fost ministru Sănătății. Și vezi, doamne, l-au secerat băieții de la DNA, că l-au prins că și ăsta și-a dusese amanta un an la lucru, că aia v-am zis că, știi, americanii au ziua în care ți-a duci copilul la lucru și românii au PSD și au ziua, anul în care ți-a duci amanta la lucru. Și el a semnat și statele de plată, atâta minte poate să aibă, 12 luni pentru salarul doamnei. Pagubă totală 75.000 de lei. 75.000 de lei, eu cred când PSD-știi aude 75.000 de lei furați de la stat, eu cred că, băi, li se face grețică, mă. Eu cred că la sumele astea lor, efectiv, li se face grețică. Ei, nu știu cum am vorbit noi de 10 bani, cred că-i. Așa e pentru ei suma asta, 75.000 de lei. Ba. Să trecem la lucruri un pic mai serioase. O nouă lege trece prin Parlamentul Țărișoarei. Toți președinții care au pierdut funcția din cauza unui referendum, au făcut fapte penale pentru care au fost condamnați sau au colaborat cu securitatea, nu mai primesc niciun fel de privilegii la stat. Legea asta am putea să o numim Băsescu, că dânsul e primul, cred că și singurul vizat de această lege. Poate și Neaili. Da, aia acolo. Oricum moare Băsescu înainte. Aia zic. Da, Băsescu a primit... cum îi zice la mă? Frățioare, că îmi scapă cuvântul acum. Dar mi-amintesc, stați așa. O primit calitatea de lucrător al securității. Deci, justiția română a declarat că Nea Băsescu a colaborat cu securitatea, a fost securist. Nici nu avea cum să fie altfel, că nu putea ieși din țară dacă nu era securist. Asta e altă discuție și nu dădea în gât pe unul și pe altul. Așa, statutul de colaborator, mămică, așa, dar dânsul a făcut recurs, vezi, doamne, da, eu mai lungește vă 2-3 ani, dar în principiu nu prea are ce să schimbe aici, vă repet, 100% Băsescu a fost securist, n-are cum, o oră și 22 de minute este bine. PSD Sector 1 dat în judecată pentru datorie de 375.000 de lei de către un trus de presă, 41 de materiale proto-Tudorache publicate în campanie, dar nemarcate ca publicitate. Deci, niște băieți, o agenție de publicitate, care vinde publicitate pentru Gândul, Cancan, ProSport, stați așa că vă mai zic, că sunt mai multe. Go for it, astea vi le zic din memorie. Așa. Ceau.ro. Deci, Gândul, Cancan, ProSport, Ceau și Go for it, da? Dau în judecată PSD, adică pe domnul, pe Nea... Stai, cum îl cheamă pe ăsta? Tudorache. Da? Băiatul ăla care își cumpăra diamante din banii de la sectorul 1, PSD-istul Tudorache, că nu i-a plătit niște sute de mii de euro. Știi? Că i-a avut un contract de 200 de mii de euro să-i facă reclamă. Eu, dacă aș fi judecător acum, într-adevăr, eu dacă aș fi eu... Eu aș zice, da, ok, trebuie să plătească datorie. Deci, Tudorache trebuie să-și plătească datoriile. Bă, au semnat un contract. Serviciile prevăzute în contractul respectiv au fost prestate de firma respectivă cu care semna PSD-ul contract. Trebuie plătite. Ok, dă-le la aia banii, că nu-s 200.000, că m-am înțeles că nu știu, 40.000 au mai rămas, ok. Dă-le bănuții, da. Dar, pe de altă parte, zice, ia dați voi bănuții la stat, că asta e publicitate electorală și vă mai dăm o amenduță de aceeași sumă. Înțelegeți ce zic eu aici? Că băieții de la PSD de aia nu au plătit. Așa funcționează lucrările în tenis.
Băieții de la PSD au zis, noi vă dăm 200.000 de euro să faceți o ilegalitate. Adică să faceți publicitate electorală fără să spuneți că e publicitate electorală. Vezi, doamne, sunt articolele voastre, anchete de presă, da? Deci domnii de la Gându, da? E aici, marele trus de presă, Gându. Acum hai de la ceau.ro, nu te aștepți. N-ai. La ProSport ce te aștepți? Că e în fotbal, Gigi Becali, semințe, astea. Bun, dar Gându, my friend. Deci, n-ai marcat articolele ca fiind publicitate electorală, nu prea ai cum să mă dai în judecată că nu ți-am dat banii. Că tu, practic, dându-mă pe mine în judecată, te devoalezi pe tine. Adică tu recunoști că ai făcut o ilegalitate. Asta a fost calculul PSD-ului. Din nefericire pentru ei, din fericire pentru noi, iată că oamenii ăștia s-au atât de proști că și-au asumat și faptul că da, mă, ok, am făcut o ilegalitate, vrem să vă dăm în judecată. Și asta se întâmplă. Acum, vă repet, eu aș da banii băieților și pe aia le-aș da amendă mai mare un pic să se învețe minte. În primul rând, să nu mai lucreze cu partide ca PSD-ul la modul ăsta și să nu mai facă ilegalități, că legea e lege în țară. Un șofer turc de autocar a vrut să-i dea 700 de euro unui polițist pentru 800 de parfumuri contrafăcute. Polițistul l-a acuzat de dare de mită. L-a acuzat pentru că se dă 1,5 euro pe parfum, să știți. Deci trebuia să-i dă 1000 și ceva de euro, dar numai 700, îți dai seama că l-au fost jignit și l-au pur și simplu l-au băgat în pușcărie. Adică, ce cu vrăjile astea? 700 de euro-s bani, bă? 7 euro ăia nu se trezesc dimineața, mă. Bun. Fostul șef al poliției Bacău, în caz că ați uitat, care fusese demis după scandalul de la Onești, când bătrânul a omorât doi oameni într-un apartament, a fost numit șef de poliție în alt oraș, stați că vă zic acum unde... La Mehedinți. Deci pe IPJ Mehedinți este numit băiatul ăsta care a fost dat afară data trecută. Practic ăștia de la poliție n-au mai mult. Au un număr restrâns și dacă îl dau afară într-o parte, trebuie să-l angajeze în altă parte ca să dezechilibrează sistemul. Știi? Și bănuiesc că pe ăla de la Mehedinți îl aduc la, știi, la Onești, la Bacău, acolo și atârna problema, n-avem stres. Un polițist a fost bătut pe stradă în județul Constanța, bărbatul a sunat la 112. Bărbatul e polițistul și avem o știre așa. Deci un polițist a sunat la 112 că a fost bătut. Are 47 de ani, a fost lovit de un alt bărbat. Colegii săi l-au găsit pe polițist, prezentând urme superficiale de agresiune și n-a dorit intervenția unei echipe. Menționăm faptul că bărbatul este polițist și se afla în timpul liber. În cauza a fost întormit un dorsar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire. Cercetările fiind continuate... Deci, bă, astea sunt niște știri incredibile. Deci poți să scrii 100 de știri din astea. Am vrut numai să vă citesc. Poți să scrii 100 de știri care n-au... Un băiat s-a dus la piață și a fost înșelat cu 10 lei la cântar. S-a dispus. Un băiat a mers cu bicicleta, i s-a spart roata și a călcat un Pokémon. Și niște știri, frățioare, îți doare mintea. Mie m-a interesat că el a luat bătut un polițist, care iarăși vă zic, mie mi se pare un lucru grav să se întâmple într-o țară normală. Cum de exemplu, uite, băiatul ăla care a dat un pumn unei polițiste, face pușcărie 24 de ore. Cred că v-am mai povestit la un eveniment cultural, niște cetățeni s-au luat la trântă, au venit poliția și unul dintre ei s-a gândit să-i dă un pumn unei polițiste. Ce e iarăși interesant acolo, că iarăși de-aia v-am ales știrea asta să vorbim despre ea, am ales știrea asta să vorbim despre ea. Sindicatul Europol o dă în lambada. Zice că femeia a primit un pumn în nas pentru că, deși e un membru de onoare al poliției române și a făcut foarte multe chestii bune pentru comunitate și țară și poliție în general, poliția română nu s-a gândit niciodată să o trimită la cursuri de autoapărare și de negocieri. Deci ăștia de la Europol, frățioare, dacă ies afară și zice, uite, cerul e albastru, poliția română nu ne cumpără ochelari de soare, știi? Deci ăștia n-au orice, absolut orice, numai să se dea, știi? Să se dea cumva vina pe altcineva. Bun. Astăzi, un tânăr de 21 de ani, membru al comunității în slujba căreia colega noastră își desfășoară activitatea, după ce a amenințat o persoană și a refuzat să se supună solicitărilor polițiștilor, a înțeles să-și arate respectul lovindu-o pe Iulia cu pumnul în zona feței. Da. Ah, ok. Și stați așa. Potrivit Europol, Iulia este autodidactă și pasionată de ajutorul pe care poate să-l ofere comunității prin profesia de polițist, astfel că în anul 2019, având doar 11 luni de experiență, a reușit să salveze viața unui tânăr de 23 de ani care fusese victima unui accident rutier, în urma căruia suferise vătămări corporale. Foarte tare, nu?
În luna mai acestui an, cu ocazia intervenției la un apel 112, polițista a purtat negocieri cu un individ care se baricadase în casă și care ținea fetița de doar 3 ani în brațe sub amenințarea unui cuțit. Iată. Deci, ea autodidactă a învățat cum să scoată copiii de sub amenințarea cuțitului. Ah, ok. Bun. Eu vă zic că am avut un prieten care a sus la poliție. Știți că la polițiști trebuie să faci lucruri bune ca să te avansezi, dacă nu faci lucruri bune, te avansează la 5 ani. Deci, practic, la ei, oricum, la 5 ani, se consideră că ai făcut ceva bine. Dacă ai rezistat 5 ani în poliție, te avansează. Așa ai întâlnit. Și el s-a dus și în prima zi, da? Frățioare, în prima zi, a prins un hoț de biciclete și la modul că l-a prins, că el mergea pe drum și ăla cu bicicleta o dat în el. Știi? O dat în el, o căsut amândoi pe sol, el s-a ridicat nervos, că na, vii așa și dai un om de nebun. Și iarăși vă zic, noi aici, în nordul sălbatic, oamenii nu, știi, v-am zis, se vorbește foarte puțin. Oamenii sunt mai liniștiți, mai... Nu se vorbește așa mult ca în alte zone ale țării. Nu, omul după ce l-a lovit cu bicicleta s-a ridicat și a dat doi pumni la ăla cu bicicleta. Fapt care pe ăla un pic l-a mențit, că iarăși vă zic. Unde ai doi pumni în cap așa din senin? E foarte greu să conduci o bicicletă, știi? În timp ce îi dădea așa al doilea pumnul care, iarăși vă zic, contribuia masiv la năucirea cetățeanului, un alt cetățean din spate a strigat: prindeți hoțul, mi-o fără bicicleta. Or, omul fiind la sol, v-am zis așa, ăsta l-a luat, l-a încătușat la poliție, în prima zi. Și l-a avansat în grad. Îți dai seama că a fost destul de nașpa pentru colegii lui care erau de 4 ani și 11 luni în funcție și nu fusese avansat. El în prima zi. În prima zi, frățioare, și-o îmbrăcat costumul, s-a afară, bătut pe unul, dat doi pumni în cap și l-a avansat. Aia zic. Așa e în poliția română. Sau, nu știu, nu zic că e un lucru rău. Foarte bine se întâmplă asta. Bun. Și un cetățean urmărit de poliție în trafic, să înțelegeți, un cetățean a fost oprit de poliție, a refuzat să oprească și le-a arătat polițiștilor un pistol. Urmată o urmărire ca în filme, mie ca în filmele proaste, că aia vă zic, că în filmele normale mașinile merg cu viteză mare în România, cred că o să urmăresc cu 50 la oră. Dar, din păcate, omul intra pe contrasens, o dat într-o mașină și a murit. După ce s-au terminat cercetările, s-au constatat că cetățeanul avea o pistol brichetă. Deci, pur și simplu, a murit, nu ieșea, degeaba. Deci, practic, el n-avea o armă și dacă îl oprea poliția, nu prea avea ce să-i facă. Așa a fost să fie. Și una de pe plan local, procesul de corupție în care sunt inculpați șefii de poliție Viorel Donciu și Vasile Belea și consilierul județean Adi Filip se va judeca cu toți trei în libertate. Așa în tenis. Deci aia vă ziceam că băiatul ăla care a furat bani de la pacienți și care se ruga, îl țin în pușcărie și băieții ăștia care o matricula mașini pe nașpa și programa o mașină la verificare mai repede pentru șmecherii orașului și care făceau șmecherii cu tot felul de acte oficiale în poliție, cu permise, cu absolut ce se putea face bani, da? Bă, băieții ăștia pe care i-au prins pe toți trei, da? De care v-am mai povestit eu nenumărate rânduri că fac ce vor ei la poliție, v-am povestit. Iată că în sfârșit cineva îi leagă. Or fi judecați în libertate, practic, dacă îi să mă întrebați pe mine, n-o să, niciodată. Deci o să o lungească vă 4-5 ani și după aia, zero. Bun. Un polițist de frontieră a încercat să scape de DIICOT sărind pe geam, zice așa. În 18.05.2020, procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare au efectuat două percheziții domiciliare. În urma perchezițiilor au fost găsite 17 plante de cannabis, 700 grame de materie vegetală uscată, muguri, ambalată în pungi, două instalații speciale pentru creșterea plantelor, dispozitive de climatizare, un cântar electronic de mare precizie. No, aici eu iarăși nu sunt de acord. Nu știu dacă ați cumpărat iarbă în România, dar eu nu știu. Că n-au o cântare de mare precizie, frățioare, că e 0,7 gramul. Deci 0,7-0,8 primești. Eu nu știu ce cântare de mare precizie, vă jur. Deci 100% nu-i cântare de mare precizie. N-am alte probleme, nu am alte obiecții la această știre. Nu-i cântare de mare precizie, 100%. Așa, două dispozitive de mărunțit, grindere și trei telefoane mobile. Telefoane mobile avea și bunica mea, adică nu știu, asta trebuia... Oh, traficanții droguri au fost ridicate, au fost găsite trei telefoane mobile. Păi, my friend, toată lumea are telefon mobil. Trei telefoane mobile, un ceas cuc-cuc și un tirbușon. Aceste instrumente erau folosite în activitatea infracțională. Ceasul cu cuc îi anunța când trebuie să ducă marfa și tirbușonul îl foloseau să deschidă sticlele de vin cumpărate după ce vindeau marfa. Asta zic. Bun. Sume în valoare de 27.000 de euro și 3.686 de lei. Subțire.
Bă, cum zice americanul, niciodată nu ții baniu cu verdeața. Nu, în România nu, în astea știi că nu sună bine românește, dar nu ții baniu cu verdeața. Banii ține în altă parte, totdeauna. Ok. Așa, într-una din locuințele percheziționate, agenții de ICOT au identificat un polițist din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetul Marmației. Acesta a încercat să fugă sărind pe geam. V-am mai povestit eu de el, hai zic. Așa. Și a fost acuzat că ar fi înființat și întreținut o cultură indoor de cannabis, plantele fiind cultivate în apartamentul în care a fost prins. Așa, bun. Asta am vrut să vă zic, că și poliția română se ocupă de agricultură. Aia v-am zis. Agricultori, culegători, aia. Vânători, agricultori. E un pas înainte de la culegători, vânători, la vânători, agricultori. Că e mare pas. Ok. Un consilier local al PSD, județul Satu Mare, a fost găsit cu un plic de cocaină asupra sa la un control rutier. Deci, practic, ori frățioare poliția a venit și a făcut un control de rutină pe drum și l-a prins pe unul drogat și pe unul cu un pliculeț de cocaină la el în buzunar. N-are rost să intrăm în detalii. Băiatul consilier PSD nu că ar conta foarte mult în știrea asta. O să-și piardă funcția, ca și în tenis. Dar eu zic că a fost dat în gât. Că n-aveau polițiștii cum să știe că el are piculețul cu cocaină în buzunar. Știi? Deci, practic, e o nouă acțiune a poliției române, prindare în gât. Darea în gât, așa se numește acțiunea. Bun. Și Tribunalul Prahova de... Stați așa. Încă nu se pronunță într-un proces care durează de 6 ani, în care comisarul șef Marius Nicușor Rotaru, fostul comandant al poliției orașului Mizil, a fost arestat în 2016 pentru trafic cu minori și favorizarea unor rețele de prostituție. Inclusiv, domnul e renumit cazul, pentru că una dintre fete fugise din apartamentul în care țineau proxeneții, s-a dus la poliție și a depus o plângere și domnul a șters plângerea, a anulat-o, a rupt-o. Înțelegeți? În țara asta trăim, my friend. Asta face poliția română. Și... După ce s-a întâmplat toate astea, dânsul cerea favoruri sexuale la rețeaua de proxeneți. Ce e și mai interesant e că cetățenii care au fost arestați și judecați, nu dânsul, că dânsul e polițist, el e judecat altfel, poate îl mută pe alt post, dar cetățenii care au fost arestați și condamnați pentru proxenetism, deja sunt liberi. Au ieșit din pușcărie. Înțelegeți? Deci atât au durat procesul că aia deja au fost arestați, băgați în pușcărie, condamnați, tot. Ce au făcut? I-au scos afară cetățeni liberi și el încă nu a fost condamnat. Justiția încă nu s-a pronunțat, că la noi se pronunță mai greu. Are probleme. Justiția română are probleme cu pronunția. Se pronunță foarte greu. Mai ales în cazuri din astea în care îți băieți din sistem. Mai un polițist, mai un justiț, din așa, de-a lor. Bun, și un băiat de 15 ani a picat cu trotineta în drum, a venit poliția, l-a săltat, n-avea cască și era beat. Ce ai făcut în tinerețe? Ce să fac? M-am dat beat fără cască cu trotineta și am picat în oraș, m-a prins poliția și m-a arestat. Asta a făcut în tinerețea dânsului. Hai că mai avem un pic. Două din coviduțul, așa. Creștere explozivă a cazurilor în ultimele 24 de ore, știți asta, nu are rost să povestim. Tulpina nouă face ravagii. Asta trebuie să le mulțumim băieților care nu au vrut să vaccineze. Așa e în tenis. O doctoriță de familie din Dâmbovița acuzată că a eliberat adeverințe false de vaccinare pentru 10 fotbaliști și a fost plasată sub control judiciar, iar soțul ei acuzat că a instigat-o să comită faptele a fost plasat în arest la domiciliu. Eu vă spun asta că v-am spus, se întâmplă și în Baia Mare, se întâmplă peste tot. S-a întâmplat și alt fenomen. În momentul în care erau vaccinuri doar pentru medici în Baia Mare, eu știu concret foarte mulți medici care nu s-au vaccinat și care și-au vândut vaccinul pe sume între 200 și 500 de euro. Adică s-au dus la spital și-au luat vaccinul, zic că și-l fac ei acasă și l-au vândut, vă repet, sume între 200 și 500 de euro. Eu știu foarte mulți oameni cu bani din oraș care și-au făcut vaccinul înaintea mea, care eu aveam dreptul să-mi fac vaccinul, că am diabet, așa cum știți, așa e în tenis. Și povesteam cu oameni în floarea vârstei, sănătoși, fără niciun fel de problemă, care aveau vaccinul făcut și unul dintre ei mi-a explicat, simplu, a cumpărat vaccinul unui doctor. Așa se funcționează lucrurile în țărișor. Sau unei asistente, în fine, n-are rost. Așa și în piață au apărut o rețea care vinde documente care atestă în fals vaccinarea.
Traficanții ne-au dat documente care să treacă de filtrele autorităților atât în țară cât și la frontiere. Certificatul vândut cu 100 de euro apare ca înregistrat într-un centru de vaccinare din capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson & Johnson. Poliția a deschis dosar penal în urma investigației realizate de Maria Moiș. Adică un jurnalist s-a dus și a făcut o investigație și a găsit niște băieți care vând certificate false de vaccinare. De ce n-ar vinge, zic. Bun, mai avem un picuț aici. Așa, doamna Șoșoacă, doamna Șoșoacă s-a dus la urși, ca să înțelegeți, și când s-a dus la urși, s-a dus să ne explice, de fapt, că nu-i bine să stai cu urșii, și erau să o mănânce urșii. Vă dau așa un pic. Ei, stai, că se complică lucrurile aici. Nu știu de ce mi-apar așa multe chestii. Ok. Nu știu ce se întâmplă aici, chiar nu-mi dau seama, dar... Cred că e ceva reclamă înainte de clip. Da. Un momentel. Cerem scuze pentru aceste momente penibile. Stați așa și nu mișcați, să oprim muzica. Aici am vrut să zic ceva, dar s-a obținut. Ia uite-l, Doamne, Doamne, ce frumusielul, mami, bă. Suntem pe Transfăgărășan. Este da. Foarte periculos. Da. Problema este că acești urși nu au de mâncare. Da. Fugi de acolo, Silviu! Asta zic. Deci doamna Șoșoacă s-a gândit să facă o emisiune despre cât este de periculos urși, deschizând ușa la mașină. Moment de care o să profităm și noi și iată, avem un nou jingle al emisiunii. Fugi de acolo, Silviu! Poate să trebuie să mai lucrăm un pic la el. Fugi de acolo, Silviu! Silviu! Fugi de acolo! Fugi de acolo! Hai zic, bun, avem un nou jingle al emisiunii. Asta am vrut să vă zic. Doamna Șoșoacă din nou este foarte... Asta nu m-am vrut să vă zic mai mult, nu, că am mai multe știri despre dânsa, dar n-are rost. Șoșoacă zice, da, mi s-a făcut ofertă inclusiv să fiu prim-ministru. Am refuzat. Zice așa, nu am căzut ca ceilalți pradă ofertelor care mi s-au făcut. Mi s-a făcut oferta inclusiv să fiu prim-ministru. Întrebată cine a făcut oferta, Șoșoacă a refuzat să spună, nu contează, de către cei de sus. Mi-au făcut oferta de ministru al justiției și am refuzat. Deci voi vă dați seama că femeia asta în mintea ei are, deci ea trăiește într-o lume care e pur și simplu mintea ei. E cam filmele, ca în Inception, ea trăiește într-o lume, dar are, are o lume acolo. Fugi de acolo, Silviu! Avem celebru... Așa, stați așa. Nu, ăsta, așa. Ăsta zic. Marian. Bun, avem ăsta alt. Așa, și avem. Fugi de acolo, Silviu! Aia zic. Încet, încet umblem butoanele. Bun, am terminat cu știrile din România. Nu insistăm cu doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă e dusă rău. Deci pe cei de sus au numit-o prim-ministru, au vrut să numească prim-ministru și ministru al justiției. Deci vă repet, femeia cred că... Deci cred că e bolnavă psihic, n-are rost. Deci știți ultimul scandal când s-a dus și nu lăsa pe aia să vaccineze? Și a făcut dosar penal și a zis că... Am, faceți mie dosar penal? Păi voi nu știți ce înseamnă dacă intru eu în pușcărie. Că dacă intru eu în pușcărie, vă distrug pe toți, vă omor. Eu, frățioare... Deci femeia e dusă rău, e, n-are rost. Ah, ok. Bun. Maia Sandu, președinta Moldovei, rupe malul, rupe jazzul, cum zice domnul Gojira. Știți că o schimba legea la ei și la ei a intervenit o comisie care verifică averile magistraților și a parlamentarilor, a funcționarilor publici, practic. Primul condamnat, un judecător, 7 ani de pușcărie cu executare. Nu-i finală decizia, dar așa începe. Pentru că nu poate explica o diferență de 6.000 de lei moldovenești, care cam 150.000 de euro. Nu. 150.000 de lei. Da, 150.000 de lei, vreo 30.000 de euro, da? Deci, dânsul nu poate explica diferența asta de bani. Deci, el a avut venituri de 1 milion și ceva, o cheltuit 2. 6.000 diferență, 7 ani de pușcărie. Aia mi se pare foarte drăguț și doamna Maia Sandu mai face o mișcare foarte șmecheră, zice așa.
A votat Parlamentul Moldovei, a adoptat legea controlului averilor pentru părinții, socrii și copiii demnitarilor. Deci, practic, toată lumea care e în legătură cu băieții ăștia trebuie să justifice averea. Nu-i ca la noi, vine mătușa ta mare și dă 2 milioane de euro. O bătrână care a locuit toată viața într-o garsonieră la etajul 7 într-un bloc la marginea Bucureștiului îți dă ție 2 milioane de euro. Așa, hai să trecem un pic peste chestiile mai așa. În Marea Britanie prețurile la construcție cresc cu 20% acum, din cauza că nu există forță de muncă și nu sunt șoferi pe camioane. Lucru care era puțin de așteptat, industria de construcții din Marea Britanie cere o derogare de la legea votată de Parlamentul Britanic care interzice migrația. Adică hai să ieșim din Europa că vin migranți și ne iau locurile de muncă, dar hai să facem o excepție, să ducem niște oameni să lucrăm mai ieftin. Știi? Să întorc cum ar veni lucrurile în defavoarea dânșilor. Trebuie să ne bucurăm pentru asta. O grupare compusă din următorii cetățeni. Cristian Cârpaci. Cum îl cheamă pe mecanicul vostru? Cristian Cârpaci. Poți să-ți angajezi mecanicul în numele ăsta în România? N-ai cum. De-aia a plecat omul, cred că, din străinătate. Deci de-aia s-a dus. Îl cheamă și Leonardo. Deci Alexandru Cârpaci, Leonardo Cârpaci, ăștia. Deci, dacă mai avea și un Michelangelo Cârpaci, era prea ok. Adrian Stasiunas și Cristian Cârpaci, Alexandru Covaci. Bun, deci băieții ăștia furau dube din Marea Britanie, le dezmembrau, le trimiteau în țară. 20 de dube i-au prins cu o luat. Băieții aveau și echipament care deconecta GPS-ul, practic intră la mai multe infracțiuni, pârnăică pe Britania. Poate îi bagă la lucru în construcții, că oricum în Anglia îți dă mult și lucru în folosul comunității. Poate îi bagă la construcții, să mai scadă puțin prețurile. Parisul din 1 septembrie îi la pas să merge cu 30 km la oră până localitate. Bineînțeles că toți cetățenii sunt indignați că la 30 km la oră crește poluarea. Nu-i peste tot, pe inelele exterioare să circulă cu 70 ca și până acum. Pe Champs-Élysées să circulă cu 50 la oră, în rest cu 30. Erau foarte multe zone din Paris în care se circula cu 30 și acum. Crește poluarea, dar metoda o să fie mai eficientă, că lumea cred că o să renunțe la mașini și, iar zic, ne îndreptăm spre mașinile electrice, așa că nu o să mai fie o problemă. Bun, un bombardier rusesc Su-24 s-a prăbușit după decolare, al patrulea luna asta, luna august, cum ar veni. Oamenii sunt plan, îs hotărâți să-și schimbe flota. Așa. Florin Câțu anunță că România se alătură platformei Crimea, adică practic România nu recunoaște ocupația rusă în peninsula Crimea. E exact ce ne trebuia nouă, un conflict cu Rusia. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că încercarea Uniunii Europene de a pune între noi și Rusia încă o țară, adică să-i sprijinim un pic pe ucraineni să bată ei cu rușii în loc să ne batem noi. Cred că e un ordin venit de sus și domnul Câțu, iar vă zic, Nu putem să-l bănuim că ia decizii înțelepte dânsul. N-avem cum să-l bănuim de asta. Un francez condamnat la 24 de ani de închisoare a fost găsit și arestat după ce s-a ascuns 2 ani în România. Păi l-a găsit când se întorcea în Franța într-un autocar. L-a mâncat în partea dorsală, aia zic. Și un alt român care se ascundea de FBI și pe capul căruia fusese pus o amendă, un premiu de 750.000 de dolari, a fost găsit în București. Fu găsit că tot așa cineva îl dădu în gât. Deci, practic, autoritățile au fost anunțate că băiatul ăsta îi în București, au venit și l-au săltat. Nu știm cine o să primească suma de bani, dar, din nou, un succes al, nu e așa, cunoscutei metode de operare, darea în gât. Și vreau să vă arăt, Coreea de Nord mai dă o lovitură pe piața armamentului. Au înființat o divizie de luptători din agricultură. Deci, practic, băieții își ară terenul și câmpurile și fac ei ce au de făcut acolo. Și când vine inamicul, se duc, remorchează din graj lansatoarele de rachete și tunurile antitank și se duc la nu-i așa război. Iată, îi vedeți aici în splendoarea lor la defilarea de, nu știu, să împlinesc 73 de ani când s-a întâmplat ceva la ei în țărișoară. Deci, aia vă zic, să nu vă cumva să vă treacă până cap să atacați Coreea, că e foarte bine aparată de țărani cu tractoare și cu lansatoare de rachete. Și, nu e așa, am terminat subiectele serioase din această minunată emisiune. Ne-am încadrat într-o oră și 50 de minute. Stați să mai iau gură de lichid, că îmi lipsește din organism. V-am zis, luptele interioare, shaorma. QAnonul, QAnonul. Așa.
Paris Hilton s-a hotărât să ajute niște copii săraci, așa că s-a dus în sărăcie și le-a dat parfumuri. Dar uitați-vă ce privire are cu un moment în care le dă la cetățeni, la copii aia care frățioare, uite cum arată săraci, că n-au haine, n-au vai și amar de curul lor, exact parfum de lux l-a trebuit. Așa, stați așa că au sărit. S-au dat premiile IG Nobel pentru cercetări trăznite și dintre ele trebuie să... Deci îți niște premii ca și Nobelul, îți dă o hârtie falsă, bineînțeles, dă 10 trilioane de dolari și trofeele sunt în hârtie. Deci practic o bătaie de joc. Și premiul biologie, pentru biologie i-a revenit unei cercetătoare din Suedia care a analizat variațiile sunetelor scoase de pisici, de la tor și mieunat, la ciripit, șuierat și mârâit. Da? Așa, o altă echipă a primit premiu pentru o analiză bacteriilor care trăiesc în guma de mestecat care e lipită pe trotuar. O echipă a analizat aerul din cinematografe și a observat că se schimbă în timpul filmului, deci oamenii elimină niște substanțe în timp ce se uită la filme. Așa. Premiul Nobel pentru economie a descoperit, laureatul premiului Nobel pentru economie a descoperit că obezitatea politicienilor dintr-o țară indică un nivel relativ ridicat de corupție. E cumva e adevărat asta. Așa. Și premiul pentru pace a fost acordat echipei care a arătat că bărbaților le crește barbă pentru că îi protejează când încasează pumni. Deci dacă cineva s-a întrebat pentru ce e bună barba, iată, am aflat noi așa. Un gif absolut superb, care mie îmi face ziua, cred că vi l-am mai arătat, nu sigur, dar mie îmi face ziua bună de fiecare dată, să vi-l arăt, vă rog. Deci e o fetiță care vine, stați așa, să luăm din început, eu veni să vine, să văd niște flash-uri, doamna domnișoara pozează în niște... așa, și de fapt e un băiat care sudează, știi? Deci lumina vine de la, iată, oh, stați așa, niște poze, ca așa numește, fă niște poze. Fashion, așa, și un băiat care sudează, foarte tare, mi se pare foarte tare. Domnul Câțu lovește din nou, e în deplasare undeva, nu știu unde, nici n-am citit unde. Și are o poză de grup. Uite săraca femeie, cum și-o rupt haine de pe ea. Deci ăștia fac tot posibilul să-l distrugă. Deci ori e o acțiune, cum să vă zic eu, concentrată, să-l pună pe ăsta în poziții de, în situații de căcat. Știi, când o leșina la masă, când îi se vedeau bani, acum are poză cu femeia asta care e deșelată aici. Ești jinată, cum le zice la noi aici. Tăta-i ruptă, uite cum arată săraca, știi? Deci ori e o acțiune concentrată, ori omoare foarte mult ghinion. Să vă arăt ce se poartă foarte tare la mare anul ăsta, mai ales la români, nu în alte părți. Stați așa și nu mișcați, trebuie să oprim sunetul că ne distruge psihic. Ok. Watch this. Da, nu vă mai dau full screen, vedeți aici, da? Deci este un băiat care are pe umărul, nu e așa, drept, sigla de la BMW. Aia zic, cel mai frumos lucru de pe planetă, exact ce-ți dorești să vezi la mare. O acțiune care efectiv o să vă distrugă viața, deci vă spun sigur. Au apărut bisericile care interzic accesul cetățenilor care au chipuri. Deci cei ce dețin acte personale cu chip, buletin, pașaport, permis, card, carnet de sănătate sau orice alt fel de acte și legitimații, nu pot fi acceptați la împreună slujire, indiferent de treapta ierarhică, clericii care dețin acte personale cu chip biometric. Deci nici părinții, bă, nici preoții, nici nimeni nu poate. Dacă are chip, să nu vină acolo. Cei care nu vor să renunțe la aceste acte nu pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie sau la alte slujbe religioase și nu pot fi dezlegați de păcate la spovedanie. Deci, practic, dacă te duci și îți dă buletin din la, te-o distrus pe viață. O să ajungi în iad că nu te poți spovedi. Același lucru este valabil și pentru cei ce utilizează semnătura electronică și cu atât mai mult pentru implanturi cu chipuri sau însemnări cu cod de bare prin laser laser. Aici e o mințitul un pic, cred că o tradus cu Google, ceva și nu, eu nu înțeleg. Dar asta cu semnătura electronică, îți dai seama dacă ai firmă și trebuie să depui actele la statul, trebuie să te duci să semnezi fiecare dată actele că nu te mai spovedește popa. Îți dai seama că îți distruge viața. Îți dai seama ăia care fac actele pentru preoți. Că ea trebuie să folosească semnătura electronică, nu pot folosi că nu o să mai fie spovediți. Sau poate îi spovedesc preventiv și le dă o antivrajă, le dă o vrajă, o pre-spovedanie care protejează de radiații și de semnătura electronică și de chip. Știi? Îi, practic îi face imun. Cred că e o slujbă secretă. Nu se știe niciodată. Asta zic. Bun. Avem un dans popular mureșenesc de la noi din zona aici. Hop! Hop!
tu Iosebeu. Bun, ce urmărim noi aici, ce vedem aici? Băiatul care făcea solo de vioară. Îl vedeți aici, el ridică oamenii, îi scoate de sub OSB. Și ceilalți muzicanți acolo, la muzica nu se întrerupe. Deci vedeți? Deci băiatul avea solo de vioară, el l-a lăsat vioara din mână. Deci bă, unde am ajuns? Bă, nici măcar rapsozii populară ăștia nu mai cântă live, mă, tăți sunt înregistrate, mă. Așa, asta nu vă mai arăt că nu e așa de funny. Eu funny. Stai că nu știu ce asta. Mai am aici o clipuleț, nu știu despre ce vorba. Ah, ok, chiar trebuie să-l vedeți. Filmul ăsta e pentru iubitorii de pisici. Yes. Pentru oamenii care iubesc pisici. mă umflă râsul pe mine, eu vă jur. Stați așa și nu mi stați așa. Bă, dar oprește-te, măi. Incredibil, mă. Așa, n-au aș zis. Deci, practic, e o domniță, o domnișoară, doamnă, femeie, așa, care își face ochile. În spațiile ei, iubitul ei animal, pisica. N-au ce des. Stai că am uitat un sunet, stați așa. N-au ce des. It's me. Dar cum sună, mă? Stop. It's me. Stop me. Dar și ea stă, adică rușii, eu nu stă, eu la prima lovitură mă întorceam și vorbeam cu pisica. Nu vorbeam, aveam o discuție așa, aveam o... Ne contraziceam un pic. O să vă mai arăt un mic clipuleț luat de pe un site care se numește De ce bărbații trăiesc mai puțin decât femeile. Și o să înțelegeți de ce. N-au acedez. Deci aici vedeți, sunt niște băieți, au pus o mașină pe două macarale. Și el accelerează și dă în marșarier ca să se dăie. Atâta minte au bărbații. Deci ca să stai nivelul. Deci altă dată când îi trimiteți la cumpărături, să vă amintiți de clipul ăsta. Așa, vă mai arăt una care e cam din aceeași zonă. Acum sper să se vadă, că e un pic cam mică. E funny. Funny, funny. Ia uitați aici. Deci asta fiți atent, ca să înțelegeți. Ce vedeți voi aici, e guvernul Câțu. Și la volan îi domnul Câțu. N-au acedis. Deci domnul Câțu conduce. Se ridică în picioare. Uite, I'm the king of the world și pică. Și guvernul României merge în continuare. Ia, uitați aici încă o dată. Deci el se ridică, I'm the king of the world, pică. Și guvernul României merge, vă dați seama cum merge, în continuare, înainte. Așa, o veste bună pentru poștă. Ăștia la ăștia, ăsta chiar veste bună. În 1959... În 1959, serviciul poștal american a încercat să livreze poșta folosind rachete de croazieră. Așa. În acest fel au fost expediate cu succes 3.000 de piese, 3.000 de mail-uri, 3.000 de plicuri din Virginia to Florida în 22 de minute. Ce faci, mă, mică? Aștept racheta de 12. Așa. Ți-o mai scris, iubito, mi-a scris. Și, așteptăm acum să vină cu rachetica. Bun, hai să vedeți asta. Asta e chiar drăguț. Deci aici e un clip. Nu știu de unde e. Bănesc că de pe TikTok n-am niciun fel de informație, nici mă interesează. Deci este o domnișoară care vă arată ce se poate face cu limba și cu oață. Asta e sus și oață, să știți. Pe care domnișoară o bagă în gură. Ați văzut cum a făcut cu ochi? Am făcut un noduleț. Ei, iată-l pe-a meu. N-au acedez. Ciup, ciup, ciup. Uite, mă, mic. Ăla-i. Vezi? N-au acedez. Hai să mai vedem o dată. Deci, domnișoara face asta. Așa frumos. Ei, deci. Haide, mă, mic. Un noduleț. Watch. Uite la meu, frățioare. Ăsta e talent slav. Asta numai aici, la noi, în zonă, se poate. Nu face nimeni mileuri din asta. Foarte tare, cetățean. Foarte, foarte tare. Bun. Mai avem. Că s-au adunat. Că am fost multe zile plecați. Bun. Da, scene de vânătoare incredibile. Eu, ca să înțelegeți, eu înțeleg vânătoarea. Înțeleg că sunt niște oameni care vor să facă asta. Asta e plăcerea lor. Eu nu i-aș lăsa în pădure, știți părerea mea despre vânătoare. Bă, dacă ești capabil de vânătoare, bă, du-te în pădure și ia un cuțit. Ia un cuțit și bați-te cu un pornistreț. Bă, dacă e a tău, deci dacă reușești să-l omori, e a tău. Dacă te omoară el pe tine, asta e, a avut șanse egale, știi? Deci, practic, ăla e, să fie un sport, să fie niște reguli,
la fel pentru toată lumea, că asta înseamnă un sport, știi? Deci toți participă urmând aceleași reguli, nu că tu ai o pușcă și omori un mistreț la un kilometru. Du-te, frățioare, dacă ai, te ține, ia-ți un topor sau ce, bate cu ursul sau cu mistreț. Un la mână. Doi la mână, înainte de a urca, a intra în pădurile vânătoare, ar trebui să fie o regulă obligatorie să te învețe să te urci în copac. Sunt oameni care le lipsește abilitatea asta, dar se duc la vânătoare, în pădure, unde nu știu că s-ar putea să vă dau eu vestea asta. Sunt copaci. O să vedeți o vânătoare aici, făcută cu câini, care câinii nu fac acum altceva decât să agite animalul. Și sunt niște cetățeni în portocaliu care ghezi la vânătoare. O să vedeți cât, deci cât sunt de tare la vânătoare ei. N-au așa de isă. Da, să vedem dacă spun că trebuie cu, cu sunet musai. N-au așa de isă. Deci băiatul ăla, uite-te aici. Ăsta e un mistreț aici și băiatul ăla în portocaliu încearcă să urce în copac. Uitați-vă la el. Deci uitați-vă la omul ăla cum încearcă să se urce în copac. Și nu reușește. Norocul lui că cățeia îl agită pe mistreț, care n-are grijă lui și pleacă mistrețul spre alt cetățean care, la rândul lui, uite-te cum stă și ăla, al treilea pică cucurul pe mistreț, mă! Deci, înțelegi? Uite, fuge și pică în nas, uite-te la el. Deci ăla încearcă să urce în copac și pică cucurul pe mistreț, mă! Nu se poate așa ceva! Fuge și cade în nas. Ce vânătoare asta, mă? Ce? Ce? Bă, voi ați văzut ceva? Că n-ați văzut nimic, băi. Așa e, nu am vorbit singur. Hai să mai tăm o dată. V-am povestit vânătoarea. Excelent. Nu mai filmez o dată pentru asta. Deci, să o luăm de la început. Avem scena 1. Deci, foarte fain. Deci nu cred că ați văzut nimic. Excelent. Scena 1. Deci, băiatul ăsta în portocaliu e în pom. Vine mistrețul, da? Ia, uite aici. Stați așa. Și el încearcă să se urce în și nu reușește. Uite-te la el, nu. Uite, uite. E absolut incapabil să se urce pe un copac. Nu poate. Bă, să plictisește mistrețul și pleacă de acolo și se duce la al doilea, care face sfoara. Stă în șpagat, bine, un șpagat părât, între doi copaci. Uite cum stă. Deci el zice că e la înălțimea sigură. Și al treilea pică pe mistreț, bă. Uite ce el pică pe mistreț. Se dă jos și fuge și cade jos. Uite-te la el, uite-l cum fuge. Uite. Bă, oamenii ăștia nu știu să fugă, bă. Nu știu să se urce în copac, nu știu să fugă, ei se duc la vânătoare de mistreț. Ei se duc să vâneze un animal care ar putea să-i rupă în bucăți oricând. Deci îl trezești din somn și el te rupe în bucăți, că ăsta e organismul lui. El așa e făcut genetic, el e programat să rupă chestii în bucăți. E un animal mare, puternic, sălbatic. Și tu nu ești în stare să urci în copac, să fugi. Nu poți să fugă, 3 metri pică. Bun, haideți să vedeți ce înseamnă să ai și ghinion în lumea infractorilor. Este băiatul ăsta cu cască de motociclist care intră într-o locație, nu știu unde, și stați așa să opresc muzica că ne taie internetul macarona și vrea să ia dumă jos să vedem unde ții banii. Hai mămică, așa. Și ce credeți că e jos? Stați că vedeți acum. El coboară, am eu. Încet, iată. Pac, 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 pac. El a închis ușa, nu știu dacă ați observat. Și în timp ce coboară, ajunge unde, altundeva decât într-o sală de sport. Deci 5 caratiști. Și băieții ăștia se duc să-l întrebe care-i treaba. Cu ce colind ai venit? Uite-i băieții să repet pe scări. Între timp sus, el cum a închis ușa, alți caratiști, bă, ce-i cu ușa închisă? Știi? Și dau de-a meu. Hop! Hei! Hop! Și acum, mămică, vă dați seama ce urmează, nu? Nu mai avem clip, că știți, nu vroiam să vă distrugem psihicul. Zic, nu știm ce urmează în continuare, dar bănuiesc că nu a fost ușor. Ba, urmează faza pe toalete. Iată cum o lată o toaletă în America. Vă arăt asta ca să vedeți care e nivelul. Nu știi? Haide aici, my friend. Asta e, bă, ai toaletă în curte, artă, știi? Altă fel, bă, altă idee, altceva. Nici nu ți-e rușine să ai toaletă în curte. Vine lumea, nu, nici nu se supără nimeni că ai toaleta asta în curte. Zic. Bun, o altă scenă de vânătoare, în caz că vreau să vedeți cât e de șmecher un iepure. Nu v-ați fi gândit niciodată. Bine, nu iepurele la care a rovit avionul, că ăla era mai prostuț, așa, dai într-un avion. Vă arăt aici ce înseamnă un iepure. Haideți să vă și povestesc, iată aici. Deci, pădure, iepure fugind. După el, vine un câine, lătrând. Nu știu dacă se aude. Ar trebui să audă. Iepurele se întoarce și se ascunde aici. Uite-te la câine. Și iepurile fugi în direcția opusă. Ați văzut? Deci iepurile, n-au ce dis. Iepurile sunt, deci o trecut, se întoarce, uitați-vă aici. Și s-a ascuns aici.
Și câinele trece pe lângă el. Bine, prea are aer câinele, adică dacă să mă întrebați pe mine, i se cam dăgăta gazul. Uitați, oxigenul e folosit, l-a fugit, la creier nu mai ajunge, de-aia nu văzut iepurile. Da, așa ca idee, foarte bună strategia. Bun. Avem un dans arab pe muzică românească, Now Watch This. O să mai încerc să mai vorbesc așa un pic peste muzică. Hai, zic, uite-l ăsta, uite-l la meu, ce mișcare. Hop, 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 hop. Foarte drăguț. Încerc să nu las multă muzică, că neta e macarona. Deci aia zic. Uite-l pe meu, ăsta e. Uite-l. Haide, hop, hop, hop. Și ăsta e cel mai tare, ăsta în albastru. Uite-l pe meu. Așa. Dansuri populare, nu e așa, din zona golfului, cum ar veni. Nu că noi am dansat mai bine. O poză care să trebuie să înțelegeți că o să fim sclavii roboților toată viața noastră. Deci o domnișoară care face pe jos într-un stand care vinde roboți care aspiră pe jos. Deci, știi? Deci trebuia să aibă un robot care să facă curățenie pe jos, dar nu au. Deci tot o femeie, aia zic, o femeie sclavă unor roboți. Că n-ai, așa e în tenis, nu o să avem ce să facă. Așa o să fim noi. O să vedeți. O să facem curat în casele în care stau roboții care fac curat. O să vedeți. O să fim menajere în casele roboților care fac curat. O să vedeți. Așa. Un băiat din India a murit după ce și-a făcut un prezervativ din epoxy, din rășină, din adeziv. Că omul n-avea la el și-a zis că bă, asta este și-a făcut un prezervativ. Îmi cer scuze, tot închid ferestre, că mi s-a deschis felul de notificări pe Facebook. Și ia ca așa, cumva la un moment dat nu a mai reușit să performeze niște funcții normale pentru organism și a murit. Bănesc în chinuri groaznice, dar asta e altă discuție. Dar e fan așa. Era bancul ăla, știi, cu Ardeleanu care a făcut dragoste cu un fotomodel și s-a dus la iad pe două zile și a zis, domnișoară, dă-mi jos cauciucul ăsta că am niște urgențe. Așa. Stați așa că asta chiar am vrut să vă arăt. Și s-a închisă. Avem un șobolan. Mi se pare foarte tare asta. Deci, chiar mi se pare foarte tare. Un șobolan care a fost premiat. Ia, o să mai încarc acum pagina. Așa. Stați să vă arăt. Deci, zice așa. Magava, ca și-l cheamă, este un șobolan care are 7 ani și care a fost antrenat să depisteze mine. În 5 ani de carieră o mirosit 225.000 de metri pătrați și au găsit 71 de mine și 38 de bombe. Îi, acum în retragere, nu știu dacă vedeți, foarte sexy, are la gâtuț o medaliuță. Ceea ce mi se pare foarte drăguț așa, din punct de vedere a omenirii. Știi? Că au reușit să facă lucrul ăsta. Și ultimele 3 știri, acum o să vă rog să fiți atenți că sunt foarte drăguțe. O să vă arăt un film din Rusia, filmat de un electrician care stă lângă un bar unde noaptea există concerte. Noaptea bănesc în perioada în care oamenii ar vrea să doarmă. Now watch this. Nu știu ce zice, dar le zice. Vedeți pe lac. Le zice el ceva. Asta zic. Vorbesc peste melodie. Și uitați-vă un pic. All I need, da? Is your love tonight. Și... ok, vorbesc un pic peste melodie din nou, ca să nu ne taie netul. Și urmează. 1, 2, 3. Și să luă curentul. Aia zic, faină melodie. Așa e în tenis, my friend, vezi? Dacă ai prieteni, dacă ai vecini care stau la asta, la marginea satului și-s electricieni, pățăști. Bun? Urmează noua tehnică să-i arăți cetățeanului că o parcat pe loc nepermis. Nu se mai lucrează la ștergătoare, se lucrează la capacele de roți. Deci să scoți și să așează frumos pe asfalt. Îmi dai seama că e multă muncă, știi, și murdărești pe mâini. Trebuie să fie un pic de liu, dar bă, țara asta nu duce lipsă de asemenea chestii. Și ultima, asta cred că e chiar din România. Din păcate e un pic mică. Sper să vedeți ce se întâmplă aici. Vă invit la dans. Vă invit aici. Ia, hop, 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 mă. Ia uitați aici, are sunet tare. Deci, iarăși, din nou, trăim așa. Deci un băiat care duce bere, sau, dar nu cred că e de la noi, musai, dar e fain.
bat orb și calul merge singur spre casă și pe cal există un câine. Știi? Mi-l mai pun o dată? Mai pun o dată. Dă-ți așa. Iată aici. Deci, bere sau, ba, bere, cred. Cred că e ungurește, că e cichișor, așa? E băiatul care e orb, calul și pe el câinele familiei, câinele din dotare. Asta e interesant, că mă gândeam acum, uite cum a venit ideea asta, că mie în timp ce vorbim îmi vin idei. Altora le vin când se plimbă. Știi când mergeau ăștia la luptă, cavalerii teutoni și ăștia, și știi, cruciații, când mergeau la luptă? Îți dai seama că se mai îmbătau din când în când, că așa e în tenis. Te duci la luptă, nu te duci, mai lovești ficatul, mai, știi, mai... No, bun, pe vremea aia nici n-aveau răcoritoare, nu se putea opri la un stand să zică dăm două cico. Se opreau, nu zicea, dăm niște vin sau dăm ce bere, ce putea să bei, nu era altceva. Apă bănesc că nu beau, că le ruginea armura. Și când se îmbătau ei și erau așa, în, știi, în semitrezie, pe cal, nu se întorcea calul acasă? Știi, nu există riscul să te duci să pleci în cruciadă, să te îmbeți și după două zile să te trezești în fața casei? Și că hai să duc ei singuri, să întorc acasă. Nu există riscul, nu mă întreb, nu ar fi fost cazuri. Trebuie să investigăm această problemă. Bun, cetățeni, foarte drăguți, numai două ore și ceva au durat. Cât? Bă, două ore și zece minute. Sunt bine, mă. Asta zic. Ne vedem și joi. Joi o să facem un live, că nu ne-am văzut de mult la ochișori. Mulțumim tare mult patreonilor. Vă mulțumesc din suflet că ați rezistat și că nu m-ați părăsit și că n-ați renunțat la abonament. Vă mulțumesc. Vă promit că o să compensăm cumva lipsa, zilele de concediu pierdute. Și de acum o să reintrăm pe făgașul normal, să facem clipurile mai des și să ne reluăm activitățile pe care le-am întrerupt înainte de nu ieșea concediu. V-am țucat, vă mulțumesc tare mult pentru tot și sper că am reușit în aceste două ore să vă descrețesc puțin frunțile și să vă, nu știu, să vă fac mai plăcută șederea în această țară de poveste. Povestea e groază, dar e cu totul și tot o altă discuție. V-am țucat, să fiți cu minți. Stați așa că vă dau și genericul de ieșire, că deja, bă, suntem profesioniști, dă-o dreacu.